din spațiul online cu cea mai mare creștere în ultimii ani. Alătură-te și fii parte activă a cele mai implicate și mai efervescente comunități a Bisericii Ortodoxe Române. Aici vei găsi, postat zilnic, slujbe transmise live din România și din Muntele Athos. Predici ținute de cei mai titrați duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, acatiste, paraclise și canoane de rugăciune în format audio, saltirea live, pilde din pateric și învățături duhovnicești de la Sfinții Părinți, viețile sfinților și tematici ortodoxe de interes cotidian, iar în fiecare seară, de luni până vineri, emisiuni live realizate împreună cu cei mai experimentați și mai pregătiți duhovnici ai Ortodoxiei Românești, atât din țară cât și invitați din diaspora. Abonează-te gratuit, activează clopoțelul de notificări și selectează All, toate. Dă-ne un like și distribuie fiecare material pe Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru a promova credința și învățăturile creștin-ortodoxe. Lasă-ne întrebarea sau părerea ta în zona de chat a transmisiunilor live sau în secțiunea de comentarii a clipurilor de pe YouTube. Ne interesează părerea ta și ne dorim să fim o comunitate unită și o voce puternică în fața atacurilor progresiste și ateie din societatea contemporană. Implică-te în acest proiect. Ajută-ne să rămânem independenți și sustenabili. Apasă butonul de join sau alătură-te și alege nivelul de susținere potrivit pentru tine sau folosește una din metodele directe de susținere indicate în descrierea acestui clip. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Bună seara, Doamne ajută și bine ați revenit pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire. În această seară îl avem din nou alături de noi pe Părintele Chiril, starețul Mănăstirii Parva. Sărut dreapta, Părinte, și bine ați revenit la noi. Doamne ajută și sănătate tuturor. Mulțumim că ați acceptat o nouă invitație. Înainte de orice altă discuție, haideți să facem o sfântă rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Sărut dreapta, mulțumim pentru binecuvântare. Înainte să intrăm în discuții, desigur, invit pe toți cei ce ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube. Vă invit să dați un like, să distribuiți acest live, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și, desigur, vă reamintesc că în descriere găsiți, în primul rând, modalitățile prin care puteți susține activitatea filantropică a Părintelui Chiril. Aveți acolo și un link către un filmuleț în care Părintele explică despre ce este vorba și mai jos găsiți toate modalitățile prin care ne puteți susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube. Tema din această seară, cumva necesară, spun eu, și foarte... mi-aș dori să fie ca un pansament, așa, să vindece multe răni, și de o parte și de cealaltă. Eu am pus titlul Judecarea aproapelui, iadul nostru cel de toate zilele, pentru că nu-i așa. În primul și în primul rând, în momentul în care judecăm pe altcineva, practic noi suntem într-un iad. Noi ne-l creăm și noi îl întreținem judecându-l pe celălalt și astfel ne rănim în primul rând și în primul rând pe noi. Așadar, Părinte, aveți cuvântul să ne lămurim. Cum e cu judecarea aproape? În primul rând țin să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați reinvitat. Mulțumesc pentru, zic eu, inspirata temă și foarte frumoasă propusă de către dumneavoastră. Țin să-i salut pe toți cei care ne urmăresc și le urez să le dea Dumnezeu sănătate și un post binecuvântat de Dumnezeu, cu mult spor duhovnicesc și folos în cele sfinte. Acum mă gândesc vis-a-vis de tema propusă de dumneavoastră, judecarea aproapelui, și așa cum spuneați mai înainte, iadul nostru cel de toate zilele sau interior, este o temă foarte importantă,
pentru cei care în viața lor sunt căutători de Dumnezeu și doritori de mântuire. Acum cu toții știm că Dumnezeu a lăsat ca moștenire nouă o învățătură pe care o găsim în Sfânta Scriptură și orice temă duhovnicească, că face referire la o virtute, că face referire la o patimă, trebuie din punctul acesta de vedere, dacă vrem să fie înțeleasă corect, trebuie să fie abordată din punct de vedere scripturistic, biblic. Pentru că ni se și cere de altfel din partea lui Dumnezeu lucrul acesta. La un moment dat în Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 5, Mântuitorul Iisus Hristos spune așa, în versetul 39, cercetați scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică și acelea sunt care mărturisesc despre mine. Ce tot în Evanghelia după Ioan, Mântuitorul Iisus Hristos într-alt loc spune, cuvintele pe care vi le-am spus sunt Duh și sunt viața. De aceea, când vrem să lămurim, repet, un aspect duhovnicesc, trebuie să ne orientăm vis-a-vis de aspectul acesta la ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca și cunoaștere, la ceea ce Dumnezeu ne-a revelat, la ceea ce Dumnezeu ne-a învățat, pentru ca, având cunoștință de lucrurile acestea, să abordăm problemele acestea corect și dumnezeiește și tocmai ca să putem să ne păstrăm pe o cale pe care și-o dorește Dumnezeu să o avem, dacă cu adevărat vrem să înțelegem cele duhovnicești și cele sfinte, pentru că de foarte multe ori lucrurile sunt foarte sensibile. Câteodată, în așa măsură, sunt de greu de înțeles, încât poți să aluneci, într-adevăr, în mari înșelări și deși, dacă ești căutător de cele sfinte, necăutând în Sfânta Scriptură, deși ești doritor de cele sfinte, dacă nu cunoști anumite lucruri, te poți rătăci. Și paguba poate fi mică, dar în același timp se poate întâmpla ca paguba să fie și foarte mare și vătămătoare din punct de vedere spiritual. Acum, vis-a-vis de judecată, de când mi-ați propus tema și așa ați gândit-o dumneavoastră, m-am tot gândit că de faptul că se vorbește foarte mult despre aspectul acesta al judecării sau a judecății aproapelui. Și m-am gândit de unde pornește lucrul acesta, adică punctul de pornire până la urmă a omului care judecă este chiar judecata în sine sau de fapt este altceva care se consumă la un moment dat în viața omului și de la aceea ce se întâmplă cândva sau se consumă, se trăiește ceva, de acolo pornește după aceea ca efect mai târziu aspectul acesta al judecății. Și gândindu-mă la aspectul acesta, eu cred că judecata vine în urma a ceea ce de fapt omul la un moment dat vede sau aude. N-ai cum să judeci până nu vezi ceva sau auzi ceva ca informație, ca întâmplare, ca manifestare. În momentul în care se consumă o anumită întâmplare, vezi cu ochii tăi ceva, auzi cu urechile tăi, urechile tale din partea cuiva anumite lucruri, anumite informații, intrând în tangență cu ele, apare lăuntric o atenție a ochiului tău, a stării tale sufletești care percepe informația, că este auditivă, că este vizionată cu ochiul, apare un ochi care cumva își pune amprenta pe lucrul acela și se raportează la informația primită, ori negativ, ori pozitiv. Omul prima dată când aude informația constată. Și în funcție de cum este ochiul lui lăuntric, în funcție de cum este constatarea ceea ce vede sau aude, urmează apoi lucrarea aceasta. Ori se canalizează spre judecarea situației respective și atunci ochiul tău este un ochi iscoditor, m-am gândit cum ai putea să privești ca să ajungi să judeci o anumită situație, anumite fapte, anumiți oameni. Și apar mai multe lucruri, exemple și-ar putea da mulți. Dacă medităm la lucrul acesta, în mai multe feluri. Acum eu și enumera câteva lucruri vis-a-vis de, știu eu, ochiul acesta sau din constatare, ochiul acesta critic, rău, care duce spre fapta judecății sau spre patima aceasta de a judeca faptele oamenilor și pe oamenii înșiși. Ochiul acesta poate fi ori iscoditor, ori critic,
poate fi osânditor, răuvoitor sau răutăcios. Și exemplele pot să mai continue. În momentul în care este percepută cu asemenea ochi lucrul care tu-l constați în viața celorlalți, imediat când cu ochiul acesta vezi sau cu urechea aceasta auzi lucrurile, apare păcatul judecății. Tu deja îl judeci. Dar dacă recunoști în momentul în care, sau reușești în momentul în care vezi sau auzi anumite fapte, acțiuni și lucruri din viețile oamenilor, a societății, a lumii, și ochiul acesta ți-l canalizezi cu îngăduință, cu bunăvoință sau cu compătimire, nu se mai ajunge la judecată, ci tu îți păstrești cumva pacea lăuntrică și nu mai trăiești iadul despre care vorbeați și ca și titlu în temă apare. Adică iadul acesta lăuntric, teroarea aceasta lăuntrică, care este de fapt sau se statornicește, este în viața omului în urma judecării aproape lui. Acum, tot biblic, dacă am început cu textul cerceta scripturile, lucru pe care ne îndreamnă Mântuitorul Iisus Hristos să-l facem, pentru că în ele socotiți că aveți viață veșnică, aș vrea să stabilim o dată foarte clar cui i s-a dat puterea de a judeca din punct de vedere biblic. Și nu este cuvântul nostru al preoților, ci este cuvântul evanghelic al Mântuitorului Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, de la versetul 22, se spune așa: Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, ca toți să cinstească pe Fiul precum cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat zi vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și încrede în cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Este un text fabulos în care ni se spune, ni se relatează faptul că Tatăl toată judecata a dat-o Fiului. Pentru că, de ce lucrul acesta? Până când a venit Mântuitorul Iisus Hristos, era concepția aceasta în lumea celor care credeau în Dumnezeu, că Dumnezeu este doar singur, nu se știa despre Sfânta Treime, despre persoanele Sfintei Treimi, că Dumnezeu este întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și atunci toți aveau impresia că Dumnezeu singur, adică Tatăl, este Cel care mântuiește, Cel care judecă sau Cel care pedepsește. Și iată că prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu coboară pe pământ și arată faptul că este Dumnezeu întreit în persoane. Dumnezeu Fiul este asemenea Tatălui. Iar Tatăl, ca să fie crezut Fiul prin ceea ce spune, prin jertfa pe care o săvârșește și moartea pe cruce și apoi învierea prin care mântuiește neamul omenesc, arată textul Sfintei Scripturi prin glasul Mântuitorului faptul că Dumnezeu i-a dat puterea de acum Fiului ca să judece. Tatăl se retrage și a făcut treaba până atunci, l-a trimis pe Fiul pe pământ și îi dă puterea Fiului ca Cel care se întrupează, Cel care devine om, dar și Dumnezeu în același timp, Cel care propovăduiește mesajul lui Dumnezeu, revelează învățătura despre divinitate, Cel care va fi prins, judecat, chinuit, va fi omorât, îngropat și Cel care va învia pentru mântuirea întregii lumi. Și dacă El săvârșește aceste lucrări, Lui îi se dă puterea să judece, doar Lui singur. De aceea oamenii între ei, când ajung să se judece, mă refer de punct de vedere spiritual, pentru că, vedeți, aici am putea fi acuzați de cei care se ocupă cu judecățile la judecătorie, în care se clarifică anumite nedreptăți sau păcate, că nu se mai poate sau nu este corect să se facă lucrul acesta, ba da. Dar nu este vorba de o judecată spirituală care are în vedere câștigarea sau pierderea sufletului. Acolo sunt niște constituții care trebuie respectate, niște legi care trebuie respectate și cine le încalcă din punct de vedere organizatoric al vieții, a bunului mers în societatea vieții, aceștia vor fi trași la răspundere. Și de aceea sunt lăsați judecători în lume și vor fi judecăți pentru a se limpezi aspectele de genul acesta. Dar nu este vorba despre judecata spirituală care îți pierde sufletul, ci se punct la punct și intră într-o bună rânduială și ordine
viața firească a lumii ca funcționalitate pe care noi avem pe pământ. Dar acum, din punctul acesta de vedere al judecății despre care se vorbește aici, că toată judecata Dumnezeu Tatăl a dat-o Fiului, este vorba de latura aceasta spirituală, în care oamenii ajung din punct de vedere spiritual să se judece pe unii pe alții sau să se compătimească fără să ajungă la judecătoria ca instituție. Și aici este pericolul, când oamenii unii pe alții se judecă, când oamenii își judecă faptele, își judecă vorbele, își judecă privirile, își judecă unii pe alții acțiunile. Ei, acestea, ca și conținut, nu sunt lăsate de Dumnezeu sau nu le-a dat Dumnezeu dreptul unor oameni ca să-i judece pe ceilalți, ci din contră. Oamenii trebuie să se compătimească unii pe alții și să se ierte unii pe alții, să se roage unii pe alții. Nu? Se spune și în rugăciunea Tatăl nostru, pe care am rostit-o chiar la începutul emisiunii. Și ne iartă nouă greșelile noastre, nu? Precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci cerem noi lui Dumnezeu, condiționăm noi iertarea noastră din partea lui Dumnezeu în funcție de cum noi iertăm pe semenii noștri. Ei, în momentul în care cineva greșește și tu l-ai judecat, înseamnă că nu l-ai iertat, l-ai osândit. În momentul în care l-ai judecat, tu l-ai osândit la pedeapsă, ai furat dreptul pe care l-a dat Dumnezeu Tatăl Fiului de a judeca și atunci tu nu vei mai fi iertat. Pentru că însuși tu ceri aceasta lui Dumnezeu să fie iertat în funcție de cum ierți. Dar în momentul în care tu ierți, nu mai judeci. Intri pe făgașul acesta al îngăduinței, al bunăvoirii și al compătimirii. La un moment dat, psalmistul David medita la puterea aceasta de a reuși să ierți greșelile, să compătimești pe ceilalți și să nu-i judeci. Și spune la un moment dat așa: Doamne, cu arma bunăvoirii ne-ai încununat pe noi. Acum, închidem puțin așa introducerea aceasta vis-a-vis de aspectul acesta al judecății și aș vrea să ne calizăm puțin pe aspectul realității a ceea ce de fapt, faptic, trăim în viața noastră, în societate, în viața noastră spirituală, în viața noastră religioasă, cu ce ne intersectăm ca realitate. Și mă gândeam din punct de vedere biblic, scripturistic, cum ne relatează Sfânta Scriptură că stau lucrurile vis-a-vis de oamenii care trăiesc pe pământ. Și acum mulți zic că sunt vremuri grele sau vremurile din urmă. Și aș vrea așa ca și idee vis-a-vis de această, să zic, această lucrare sau acest principiu sau această idee pe care o au unii oameni, să citesc un text din Sfânta Scriptură care este cumva, aș zice, canalizat spre ideea aceasta și unul din Vechiul Testament, din Psaltire, din la prorocul David, din Cartea Psalmilor, în care cam cu aceleași lucruri sau despre aceleași lucruri vorbea și Sfântul David, dar cu alte cuvinte. Ceea ce denotă că nu trăim noi neapărat în vremurile de acum sfârșitul sau manifestarea răului atât de deplin, și înainte n-a fost așa sau n-a putut să fie așa pentru că era lumea mai la început și acum este grav pentru că este spre sfârșitul veacurilor. Și acum aș cita primul dintre texte despre care vorbește Sfânta Scriptură prin glasul Sfântului Apostol Pavel, pe care îl găsim glăsuind în epistola a doua către Timotei, în capitolul 3. Și el spune așa: și aceasta să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri grele. În capitolul 3 al epistolei a doua către Timotei. Și iată de ce sunt vremurile grele. În ce constau aceste vremuri grele? Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Și mă opresc aici.
În momentul în care citim textul acesta, aflăm faptul că profetic, am putea zice, pentru că face referire în partea de început, nu? Chiar în primul verset al capitolului 3, și aceasta să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Este ca o profeție. Adică vorbește Sfântul Apostol Pavel acum 2000 de ani despre vremurile din urmă. Citim mai departe în ce constau, adică starea oamenilor și oamenii cum vor fi, și atunci regăsim foarte bine adevărul celor spuse în viața faptică și existența oamenilor, nu, generației noastre și a noastră înșine în ceea ce trăim. Și atunci, dacă așa stau lucrurile, și cum începusem vis-a-vis de judecată, să spun că se ajunge la judecată după ce anumite fapte, acțiuni, vorbe, odată constatate, auzite, văzute, în urma lor, ochiul nostru lăuntric, ca și percepție, începe să se raporteze la ele. Și cum se raportează la ele această constatare? Foarte tentant este și parcă aproape de nescăpat să scap din mrejele judecății, pentru că sunt foarte grave lucrurile despre care vorbește. Și atunci tu cumva ești în situația în care toată ziua te întâlnești cu ce? Cu aceste situații, pentru că așa sunt oamenii. Ei fac de fapt vremurile să fie grele. Și atunci îți pui problema, din punct de vedere spiritual, oare este cu putință în vremurile noastre să se scape de starea aceasta de a judeca sau nu? Și mergem acum în Vechiul Testament, la Cartea Psalmilor, și vedem ce zice Sfântul Proroc David. În Psalmul 13, de fapt, ceea ce zice ca și conținut aici, mai repet odată și în Psalmul 52. Dar eu am deschis la Psalmul 13, în care în partea de început zice așa: zis acel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Și uitați cu atenție ce urmează să zică David. Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Și mă opresc aici. Vedeți cum relatează prorocul David că sunt oamenii din vremea lui, nu numai din vremurile noastre, despre care profetic spune Sfântul Apostol Pavel că vor fi vremuri grele din cauza oamenilor care nu sunt în regulă. Că timpul sine n-are cum să fie rău, vremurile sine n-au cum să fie rele, că el doar sunt un ceasornic care curge din veac în veac, din generație în generație, din mileniu în mileniu. Și este vorba de oamenii care trăiesc în aceste vremuri și fac ca ele să fie pângărite de neduhovnicia sau lipsa lor de sfințenie și viață duhovnicească autentică. Și dacă a fost profețită că în vremurile din urmă sunt așa, regăsim cam aceeași neduhovnicie și păcătoșenie și răutate și în Cartea Psalmilor, iată, după atâtea mii de ani. Și atunci au fost trăite la fel. Pe te și îngrozești când auzi stricatul sau... Adică la îndemână avea limbajul acesta pe care îl folosește psalmistul David. Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut în îndeletnicirile lor. Foarte profund și niște cuvinte foarte adânci. Oamenii auză se fac urâți în îndeletnicirile lor. Și aici aș face o mențiune. Cred că am mai spus la un moment dat într-o emisiune despre faptul că Sfântul Siloan Atonitul pomenea de faptul că din experiența lui explica un anumit context pe care l-a sesizat și l-a constatat în viața de mănăstire. Și spunea că a văzut, intrând în monahism, oameni doritori să îmbrățișeze viața monahală, călugărească, care este o viață până la urmă de nevoință, de transformare din rău în bine, din necurăție în sfințenie, din lipsă de a te gândi la Dumnezeu în necesitatea și trăirea unei rugăciuni și relații cu Dumnezeu permanente de dialog. Și spunea că intrau, a văzut oameni intrând în mănăstire, foarte urâți la înfățișare, nu că ar fi fost ei urâți ca fizionomie neapărat, dar pur și simplu au fost urâți din cauza păcatelor. Vedeți, dacă și-aș face o paranteză, dacă vrei să vezi un om și regăsești un om, de exemplu, care folosește foarte mult alcool, un alcoolic,
Și pe fața lui se vede, de fapt, se zbârcește pielea, se urițește, se strâmbă, se schimonosește fizionomia omului care trăiește în patim. Și spunea, veneau urâți, închid paranteza, veneau urâți, dar zice, după un anumit timp, pentru că au lăsat la o parte patimile și păcatul, au părăsit calea rătăcirii și a răului și au început să se nevoiască, să trăiască frumos, prin rugăciune, prin post, prin ascultare, prin smerenie, prin dragoste față de frații din mănăstire și părinții de acolo, zice, la un moment dat devineau foarte luminoși și foarte frumoși la privire, cât era mai mare dragul să te uiți la ei. Dar zice alții, zice, din punctul acesta de vedere, poate s-au născut frumoși și au fost un tip frumoși datorită harului care era asupra lor, în momentul în care au început să se canalizeze pe o cale rea, păcătoasă, necurată, murdară, frumusețea aceea s-a transformat în urâțenie. Lumina aceea pe care ei o aveau pe chip, datorită harului ce emana din sufletul și inima lor frumoasă, trăitoare și iubitoare de Dumnezeu, datorită faptului că în locul virtuții a intrat patimile, în locul lui Dumnezeu a intrat diavolul, deci au devenit urâți, încât zici ți era teamă, spaimă și frică și groază să te uiți la ei, la înfățișarea lor. De aceea, iată ce zice psalmistul, întorcându-ne aici de la exemplul Sfântului Siloan Atonitul, că oamenii s-au stricat, s-au urâțit datorită îndeletnicirilor lor. Ce înseamnă îndeletnicirilor lor? Faptelor lor, preocupărilor lor, activităților lor din viața de zi cu zi. Îndeletnicirile lor nu erau cu această preocupare de a face binele, de a ajuta, de a fi binevoitori. Nu foloseau acea armă a bunăvoinței. Nu foloseau acea virtute a dragostei, a milei, a smereniei, a îngăduinței, a ajutorului față de semenii lor, ci din contră judecau, osândeau, pedepseau pe ceilalți, îi chinuiau pe ceilalți și alte fapte rele. Și zice el, constată, zice, nu este cel ce face bunătate. Și nu numai atâta, completează în această propoziție, zice, nu este până la unul. Deci cumva când auzi, el ca și împărat, cum constată lucrul acesta? Pentru că era până la urmă cel mai în măsură, era cel mai bine informat. Și nu numai că era în postura în care era și era bine informat, era și un om luminat de Dumnezeu care înțelegea uneori poate dincolo de ceea ce se vedea situația poporului în care trăia și care era de fapt nu numit poporul ales. Și când este vorba aici de bine, ea să zice, nu este ca cel care face bunătate, nu este până la unul. Adică atât de mulți oameni ca număr erau care făceau răul, și foarte puțini sau aproape deloc care săvârșeau binele. Ba mai mult, are o meditație foarte frumoasă în aceste cuvinte scurte. Zice, Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor. Este încântător textul acesta. Să te gândești așa ca idee la faptul că Dumnezeu privește. Și are Dumnezeu până la urmă puterea aceasta și lucrarea aceasta. Și dorința aceasta, să vadă ce fac oamenii, cum trăiesc oamenii, cum se manifestă oamenii, cum simt oamenii, cum făptuiesc oamenii. Și uite că Dumnezeu, nu, care este după aceea, mai târziu am aflat noi de faptul că Dumnezeu este omniprezent. Adică privește și cunoaște toate, simte toate. Psalmistul David se folosește de acest termen, că a privit Domnul din cer, peste fiii oamenilor. Și iată cu ce interes privește Dumnezeu, care era de fapt. Din punctul acesta de vedere, dorința lui Dumnezeu să vadă ce, și zice mai departe, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu vrea, nu? Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, vrea să vadă, este cineva care îl înțelege? Sau este cineva doritor și căutător de Dumnezeu? Și iată ce constată. Ce constată Dumnezeu? Și psalmistul David, luminat de Dumnezeu, zice, toți s-au abătut. Vedeți, până la urmă, ce dezamăgire poate fi trăită din partea lui Dumnezeu, cel care ne iubește și din iubire ne-a făcut, să vadă, să caute spre noi și să vadă că nimeni nu este care înțelege și nici nu-l caută. Toți s-au abătut. Împreună, netrebni s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Vedeți, repetă ce spunea versetul întâi, nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Adică foarte mulți, repet ca și număr, erau cei care nu erau preocupați nici să-L caute pe Dumnezeu, nici să-L înțeleagă, ci erau preocupați să în nedelenicirile lor să facă răul.
prin care ei devineau urâți și înaintea lui Dumnezeu se stricau. Ei, din punctul acesta de vedere, vedeți că lucrurile cam așa stau acum, cum au stat și mai de mult. A fost în Vechiul Testament cu mii de ani lucrul acesta, îl retrăim, vedeți, actualizat poate din generație în generație. Și acum ne gândim ce am putea noi face, pentru că dacă, repet, așa stau lucrurile și trăim în mijlocul acestor sminteli despre care Mântuitorul Iisus Hristos spune în Sfânta Scriptură, avertizează că smintelile trebuie să vină. Este cu neputință ca ele să nu vină. Dar zice mai departe, vai omule acelea prin care vine sminteala, nu? Mai bine ar fi lui să îi se lege o piatră decât și să fie aruncat în mare. Deci cumva atât de grav este cumva din punctul acesta de vedere să trăiești în mijlocul smintelii și să fii cel care smintești, încât ar fi mai ușoară pedeapsa să fii necat în mare decât urmările a ceea ce se întâmplă când judeci și faci răul. Dar vine la această variantă tot psalmistul David cu o soluție. Eu aș zice într-un singur verset, care este foarte important. În psalmul 118, psalmistul David spune la un moment dat așa: fericiți sunt cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. În psalmul 118. Fericiți sunt cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Dacă nu greșesc, în versetul 165. Auziți ce variantă? Fericiți sunt cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Deci noi ca realitate nu avem cum să evităm în a nu trăi între sminteli, pentru că ele fac parte din contextul de viață în care trăim. Așa este lumea în îndelemnicirile și căutarea ei, uneori rea, și atunci ne intersectăm cu ea și ca să nu ajungem să judecăm lucru prin care de fapt furăm puterea lui Dumnezeu de a judeca, trebuie să ne formăm ochiul acesta lăuntric. Este foarte important să ne descoperim lăuntric percepția aceasta duhovnicească când ne intersectăm cu situații, fapte, cuvinte, situații. Este foarte important cum ne raportăm la ele. Cum constatăm lucrurile acestea și de la constatare spre ce ne canalizăm. Ne canalizăm spre stânga când suntem iscoditori, critici, osântitori, răutăcioși, răvoitori, sau ne canalizăm, zic acum, pe dreapta, spre dreapta, cu compătimire, cu îngăduință și bunăvoire. Bunăvoință față de situațiile acestea. Măcar să putem ajuta răului acestuia să nu înmulțim lucrarea, ci dacă putem, prin virtutea noastră, prin ochiul bun, prin trăirea noastră, prin curățirea noastră, prin bunătatea și iubirea noastră, să înmulțim binele și să împuținăm răul. Și vis-a-vis de acest lucru, de ochiul acesta care privește spre lucrurile acestea, tot scripturistic, aș vrea să abordez puțin tema aceasta, pentru că cuvintele Sfintei Scripturi, repet, cum spunea Mântuitorul în Evanghelia după Ioan cu care am început, cercetați scripturile pentru că în ele găsiți viața cea veșnică și răspunsurile. Mergem acum la epistola către Tit, a Sfântului Apostol Pavel, la capitolul 1. Și începând cu versetul 15, ce găsim noi textual? Repet, epistola către Tit, a Sfântului Apostol Pavel, de la versetul 15. Toate sunt curate ce pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimeni nu este curat, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc, urâcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun netrebnici. Deci vedeți, ochiul acesta, starea aceasta lăuntrică, cum poate fi din punctul acesta de vedere percepută sau trăită de către noi? În funcție de cum suntem noi lăuntric, așa putem percepe sau reușim să percepem unor lucruri din afară. Iată, zice, toate sunt curate pentru cei curați. Adică ochiul bun. Dacă ochiul tău e bun, nu? Atunci le vezi și pe cele din afară curate. Adică minunate, binecuvântate de Dumnezeu. Și vezi planul mântuitor al lui Dumnezeu în viața celorlalți oameni, chiar dacă lucrurile uneori nu sunt în regulă, chiar dacă uneori sunt ispite și încercări, nu te duci sau nu-ți aduci aportul cu răutate și cu judecată față din situațiile acelea. Că atunci tu, pe lângă răutatea în sine care e, o mai înmulțești, o mărești.
Dar dacă tu lăuntric ai o așezare și ești în regulă, percepția ta este curată, pentru că tu lăuntric, prin curățenia și bunătatea, iubirea, smerenia și bunăvoința pe care o ai, atunci îți aduci aportul pozitiv, optimist și în bine. Toate sunt curate pentru cei curați, dar pentru cei întinați și necredincioși, ce spune textul? Nimeni nu este curat. Adică și dacă ar fi cineva curat, ei nu-l văd curat, ci din contră zice, ci li s-au întinat lor și mintea și cugetul. Adică și gândurile din minte și cugetul, simțământul din inimă. Și uneori oamenii, categoria aceasta de oameni care trăiesc din punctul acesta de vedere în forma aceasta rău și pătimaș și întinaș și întunecat, zice mai departe, ce paradox, zice, ei mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu. Adică sunt oameni care, da, eu îl cunosc, cum să nu se laudă. Dar faptele lor nu dovedesc lucrul acesta. Adică faptul că judecă, faptul că bârfesc, faptul că clevetesc, faptul că încearcă să scoată în evidență răul, zice, cu faptele lor îl tăgăduiesc. Și iată, și arată cum sunt, urcioși fiind, nesupuși și la orice lucru bun netrebnici. Adică, ia uite, când e vorba de a face un lucru bun, îți netrebnici. Adică n-au putere, n-au consistență, nu au forță să facă binele. Și aș merge mai departe, la capitolul al doilea. Iată ce zice Sfântul Apostol Pavel mai departe. În capitolul 2, el se intitulează Sfaturi bătrânilor, bătrânilor, tinerilor, slugilor. Dar, îi zice lui Timotei, tu grăiește cele ce se cuvine învățăturii sănătoase. Și iată aici apare un text în care suntem îndemnați ca noi cei care dorim să promovăm binele, ne dorim binele și pentru noi, dorim binele și pentru semenii noștri, în vederea folosului nostru și evoluției noastre spirituale în bine, pozitive și doritor de mântuire pentru toți oamenii, dacă se poate, că se și spune, nu la un moment dat textual, că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, și noi trebuie, de fapt, ar trebui să fim în gândul acesta, în principiul acesta al lui Dumnezeu, să fim în gândul lui Dumnezeu, deci dacă El voiește ca toți să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului și n-are de pierdut pe nimeni, și noi ar trebui să avem gândul acesta. Și spune Sfânta Scriptură, fac o paranteză, Sfântul Apostol Pavel zice, gândul acesta să vie, să fie întru voi așa cum a fost și în Hristos. Adică să avem același gând binevoitor, bun și iubitor ca să se mântuiască oamenii. Nu să le facem rău, nu să-i bârfim, nu să-i clevetem, nu să-i judecăm, nu să-i pedepsim. Și mă reîntorc la textul din capitolul 2 mai departe. Și acest sfaturi dă. Bătrânii să fie treji, cinstiți, întregi la minte, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Iată ce calități ar trebui să aibă un om în vârstă. Adică să se vadă că a trecut prin viață cum trebuie. Nu degeaba a trăit pe pământ. A trăit virtuos, frumos și s-a încărcat, dacă pot să zic așa, de virtuți, cumulând în viața lui a zecilor de ani trăiți pe pământ până la bătrânețe, să fie încărcat de virtuți și cumulând mult har, înțelepciune și bunătate. Adică să fie treji, să fie cinstiți. Adică treji în ce sens? Privighetori, adică atenți la minte și la fapte. Cinstiți, adică să nu ne cinstească pe alții. Întregi la minte, adică să fie sănătoși cu gânduri pozitive, curate, sfinte. Nu ca niște gânduri ale adolescenților și a celor care nu trăiesc după voia lui Dumnezeu. Sănătoși în credință, adică să aibă o credință sănătoasă, adevărată, să nu fie bolnavă credința, adică credința să fie într-o cunoștință adevărului, să fie cunoscători ai credinței pe care o trăiesc și pe cu care se identifică. Sănătoși în credință și sănătoși mai departe, zice, în dragoste și în răbdare, adică să fie o dragoste nu pătimașă, ci o dragoste sănătoasă, virtuoasă, evanghelică și în răbdare. Prin răbdarea voastră, zice Mântuitorul Iisus Hristos, vă veți dobândi sau câștiga sufletele voastre. Adică să fie o răbdare autentică, sănătoasă. Și acum sfaturi către bătrâne, către femeile în vârstă. Bătrânele de asemenea să aibă înfățișare sfințită cuvință. În înfățișare sfințită cuvință, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să învețe de bine. Vedeți ce frumos! Înfățișarea bătrânilor, cum să fie? Cu sfințită cuvință, adică cu un gen de evlavie, de bună cuvință.
să fie neclevetitoare, adică să nu ne placă să vorbească aiurea. Că până la urmă clevetirea este de fapt ce? Urmarea ceea ce tu ca tendință ai în judecată. Clevetești pe cineva pentru că îl judeci, îl vorbești de rău, pentru că mintea ta, sufletul tău îl judeci. Dar în momentul în care nu îl judeci, ci îl compătimești, nu îl mai vorbești de rău, nu îl mai clevetești. Și se dă sfatul nu pentru bătrâni, adică să fie tot ca și bătrânii. După atâția zece de ani cât ți-a dat Dumnezeu să ajungă la bătrânețe, trăind pe pământ, să fie niște bătrâne, niște femei înțelepte, duhovnicești, din punct de vedere spiritual evoluate, virtuoase. Să nu fie robite de vin mult. Deși la un moment dat, vezi, Sfântul Apostol Pavel zice pentru bătrâni și spune la un moment dat lui Timotei să mai folosească câte un pahar de vin pentru slăbiciunile lui. Nu zice să nu bea deloc, dar zice să nu fie, să fie nerobite de vin mult, adică să nu ajungă la patima beției, adică să bea peste măsură, ci să fie echilibrate și cu dreaptă măsură, să învețe de bine, adică sfaturile bătrânilor, a femeilor în vârstă, trebuie să fie pline de înțelepciune, așa cum este în clasă, pentru copilaș, învățătura și povețile frumoase a dascălului sau a învățătorului, a profesorului, așa bătrânele, așa femeile în vârstă, trebuie să învețe pe generațiile mai tinere, pe copii, pe nepoți, pe strănepoți. Învățătura cea bună, pozitivă și de folos și pentru viața societății, dar și pentru viața sufletului în vederea mântuirii. Pentru că în capitolul 4 mai departe nu zice ca să înțelepțească pe cele tinere, să-și iubească bărbații, iată, le îndeamnă pe cele tinere să-și iubească bărbații tocmai pentru ca să fie armonie în familie. Nu să-i îndemne la rău și să-și suspecteze și să-și ispitească bărbații. Nu, zice să-și iubească bărbații și să-și iubească copiii. Iată ce sfaturi ar trebui să-i dea femeile în vârstă celor mai tinere. Și să fie cumpătate, curate, gospodine bune, plecate bărbaților lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți câte sfaturi la care dacă am luat aminte, cât de frumoasă până la urmă ar putea deveni viața societății. Spunea Sfântul Silvan, atât mai fac o paranteză, că dacă oamenii l-ar iubi pe Dumnezeu cu adevărat și ar împlini poruncile pe care le lasă, le-a lăsat Dumnezeu pe pământ, deci ar fi raiul, ar putea fi trăit raiul pe pământ. Faptul că nu se trăiește raiul, ci un iad despre care spuneați vis-a-vis de subiect, că nu, judecarea aproapelui, iadul lăuntric de toate zilele. De ce? Cine face să fie trăit ca realitate lăuntric iadul? Păcatul, răutățile. Dar în momentul în care, închizând paranteza cu ceea ce spunea Sfântul Siloan, s-ar trăi așa cum se îndeamnă aici, ca să fie oamenii și bătrânii, și femeile mai în vârstă, bătrânele, și tinerii să fie cumpătați, harnici, curați, smeriți, cât de frumoasă ar fi viața pe pământ. Ia uite, versetul 6, îndeamnă de asemenea, îi spune lui Tit, pe cei tineri să fie cumpătați, întru toate arată-te pe tine pildă de fapte bune, dovedind în învățătură neschimbare cuvință, adică ceea ce este da, da, și ceea ce este nu, nu, să fim categorici și foarte limpezi, foarte clari în învățătură și lucrul acesta trebuie să se regăsească și în viața noastră. Cuvânt sănătos, zice, și fără prihană, pentru ca cel potrivnic să se rușineze, neavând de zis nimic rău despre noi. Slugile să se supună stăpânilor lor întru toate, ca să fie bine plăcute, neîntorcându-le vorba. Aici am putea zice la subalternii care sunt, să zic, în unele situații, când lucrează într-o fabrică sau într-o instituție. Este o ierarhie întotdeauna. Nu? Niciodată Dumnezeu nu a spus lucrul acesta ca cei mai mici, din punct de vedere al statutului social pe care l-au, să se revolte împotriva celorlalți. Știți și exemplul acela biblic, când a fost ispitit Mântuitorul. Știți că dacă trebuie să se dea taș de cezarului sau nu, încercând să-l urnească împotriva stăpânirii. Și i-a cerut nu banul de dajdie. Și i s-a dat un ban. Și atunci zice, a cui inscripția despre el? Ale cezarului, zice. Sunt al cezarului? Da, ale cezarului. Păi dacă așa stau lucrurile, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Deci nu se amestecă lucrurile. Dacă dai cezarului cinstea cuvenită care îi se cuvine,
nu e o piedică de a da cinstea lui Dumnezeu cum se cuvine. Dar trebuie înțelese lucrurile acestea. Fiecăruia cât i-a dat Dumnezeu măsura vocației și înțelepciunii, câți talanți i-a dat. Nu trebuie unul care are primit un talent să aibă pretenția de a fi pe statutul cel care are 5 talanți. Nu i s-a dat poate IQ-ul acela, cum spun mai nou așa tehnic, cei care vorbesc despre știința sau înțelepciunea nativă dată de Dumnezeu în viața omului. Nu trebuie să fie invidioși pe cei care poate sunt mai inteligenți, cei care sunt mai deștepți, cei care și-au stimulat sau dezvoltat darurile acestea și să-i judece, să-i vorbească de rău, să-i clevitească și să fie împotrivitor lor, că sunt mai bogați, că sunt mai văzuți, că au un statut mai bun. I-a înzestrat Dumnezeu cu niște daruri prin care, prin priceperea lor, prin efortul lor, prin învățarea și educația lor, prin osteneala lor, au ajuns într-un punct încât să fie înzestrați de Dumnezeu cu aceste lucruri pentru că au conlucrat cu Dumnezeu și să fie până la urmă într-un statut cinstit și de oameni pentru că merită lucrul acesta. Mergem puțin mai departe. Să nu dorească, iată, sfatul ceva, ci să le arate într-o toate buna credință, ca să facă de cinste, să facă de cinste într-o toată învățătura Mântuitorului nostru Dumnezeu. Căci harul Mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor. Auziți ce interesant? Harul lui Dumnezeu Mântuitor, Evanghelia, s-a descoperit tuturor oamenilor. Și ce, când s-a descoperit și s-a dat învățătura aceasta prin harul lui Dumnezeu tuturor oamenilor, ce face acest har Mântuitor? Zice ea mai departe, învățându-ne pe noi, iată ce face harul, învățându-ne pe noi să lepădăm fără de legea și poftele lumești și în viacul de acum să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie. M-aș opri aici, din punctul acesta de vedere, al citatului scripturistic, biblic. Vedeți? Câte îndemnuri frumoase! Acum, dacă noi cu ochiul acesta lăuntric și cu atenția sufletească, dacă ne străduim să le percepem și să fim cumva corecți, onești cu noi, privind această învățătură, încercând lăuntric cumva să o înțelegem, să o percepem corect și să o pricepem corect, toate acestea de fapt ne îndeamnă, nu? Să trăim frumos, să ne aducem până la urmă în lumea aceasta aportul pozitiv, binevoitor. Din punctul acesta de vedere, smerit, cu rugăciune, cu fapte bune, în a ajuta. Adică dacă tot vrem să facem ceva, să ne aducem aportul ziditor și folositor. Aceasta ne îndeamnă de fapt Sfânta Scriptură. Dar în momentul în care noi, de la ochiul acesta lăuntric, ne canalizăm pe răutate, pe iscodire, pe bârfă, pe cleveteală, pe tema noastră, pe judecarea aproapelui, deja am deviat. Chiar dacă susținem noi că da, noi credem în Dumnezeu și cunoaștem pe Dumnezeu și chipurile susținem că i-am luat apărarea lui Dumnezeu cumva judecând pe ceilalți, nu. Pentru că are cine să-l și să-i judece pe ceilalți. Nu ni s-a dat nouă puterea de punct de vedere și dreptul spiritual de a judeca, ci Dumnezeu Tatăl, nu? Cum am început emisiunea prin textul acela din Evanghelia după Ioan, Tatăl toată judecata a dat-o Fiului. Care este motivul? Pentru că dacă până atunci a fost cunoscut și cinstit doar Tatăl, acum descopere Dumnezeu, îl scoate pe Fiul în față și zice că i-a dat judecata Fiului ca tot să cinstească pe Fiul așa cum îl cinstesc pe Tatăl. Repet, cum spuneam atunci, pentru că Fiul este Cel care a coborât din cer, s-a întrupat, rămânând Dumnezeu în același timp și devenind om, asemenea nouă, întru toate, în afară de păcat, El s-a jertfit, El a pătimit, El a murit și El a înviat pentru mântuirea lumii. Și iată când ne arată calea, din punct de vedere scripturistic, cercetând Sfintele Scripturi, găsim o mulțime de locuri. Numai ochi să avem, să vedem și urechi să auzim. Știți, la un moment dat, într-un anumit context, pentru cei care încercau să-L iscodească, să-L ispitească cu multă răutate și să-I se împotrivească Mântuitorul Iisus Hristos, are Mântuitorul expresie de genul acesta, că ochi au și nu văd, urechi au și nu aud. Și s-au împietit lucrurile acestea tocmai pentru zice că nu cumva, uitându-se să vadă și auzind să audă și să se întoarcă prin pocăință, prin fapte bune și eu să-i mântuiesc pe ei.
În aceasta se vede, de fapt, îndărătnicia și lucrarea din spatele unor asemenea situații a diavolului, a celui rău, care, din punct de vedere al lucrării lui, aceasta face. Îl îndeamnă pe om să fie pătimaș, să facă răul, să săvârșească răul, să săvârșească nedreptatea și nu lasă ca să vadă cu ochi curați și cu ochii buni. Nu lasă să asculte cu urechi curate și urechi bune lucrurile, tocmai pentru ca să nu se mântuiască acele suflete. Și aici este războiul pe care toți oamenii de pe pământ îl avem de purtat. Fiecare dintre noi, care dintre noi, care dintre oameni vor reuși să biru în acest război, adică să îmbrățișeze, să aleagă, dacă pot să zic așa, partea binelui, aceștia sunt oamenii care vor fi mântuiți de Dumnezeu. Și aceștia nu vor mai veni la judecată, ci se vor muta din moarte la viață. Vor fi partea oilor, vor face parte din turma oilor lui Dumnezeu. Cei care nu vor asculta de glasul lui Dumnezeu, de păstorul cel bun, ci vor asculta de glasul vrășmașului, vor trăi în fără de legi și păcate și îi va prinde moartea în forma aceasta, vor face parte din turma caprelor, din partea caprelor. Și știm ce spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, care este verdictul și locul pe care sau în care aceștia vor fi duși și vor merge. Da, foarte, foarte frumoasă fundamentarea biblică, nu? Că tot timpul când interacționăm cu cei din alte confesiuni, primul argument, prima replică e, da, unde scrie în Biblie, unde este, iată că foarte frumos ne-ați luat așa ca de la abecedar. Acum, desigur, aș vrea, dacă nu vă supărați, încă 3-4 minute, tot așa cu fundamentul biblic, ca să termin într-un ton pozitiv, și că am terminat acum cu turma caprelor. Să fie cumva într-un ton pozitiv sfaturile biblice și ale Sfintei Scripturii pe care noi le putem îndeplini și cu care suntem sfătuiți, de fapt, din partea Sfintei Scripturii, să trăim cu ele. Tot într-un ton cu Sfântul Apostol Pavel din epistolele lui, m-aș axa acum pe epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 3, începând de la versetul 17. Și aș cita câteva versete, de la 17 până la 24, în care tot așa suntem îndemnați, cu multă înțelepciune, să trăim, dacă vrem într-adevăr, să fim pe calea cea bună, cea dreaptă și frumoasă, slujind lui Dumnezeu. Și iată ce spune aici, textual, Sfântul Apostol Pavel. Orice ați face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceți în numele Domnului Iisus, și prin el să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Și acum sfaturi concrete. Femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri precum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre și nu fiți aspri cu ele. Copiilor, ascultați pe părinții voștri întru toate, căci aceasta este bine plăcut Domnului. Părinților, nu ațățați la mânie pe copiii voștri, ca să nu se desnădăjduiască. Slugilor, ascultați întru toate pe stăpânii voștri cei trupești, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curăția inimii temându-vă de Domnul. Orice ați face, lucrați din toată inima ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni, bine știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii, căci Domnului Hristos slujiți. Vedeți ce sfaturi practice! Pentru viața de zi cu zi, a familiei, a societății, a locului de muncă. Deci cumva, cu toții suntem sub privirile atotcunoscătoare ale lui Dumnezeu. Și trebuie cumva să avem această conștiință că orice am face, chiar dacă nu suntem sub privirile semenilor, știu eu, stăpânilor noștri, dacă suntem subalterni, sau membrilor din familia noastră din care facem parte. Toate se află sub privirea atotcunoscătoare a lui Dumnezeu. Și atunci să lucrăm în viața noastră pământească scurtă cât o avem, toate lucrurile în așa formă încât inima și conștiința noastră să ne spună și să glăscuiască că sunt făcute în așa fel lucrurile ca pentru Dumnezeu. De ce? Și partea de final dă mărturie de aceasta, bine știind, adică trebuie să știm lucrul acesta, să-l cunoaștem, să-l înțelegem, bine știind că de la Domnul
vom primi răsplata moștenirii, pentru că Domnului Hristos slujim. Deci dacă răsplata moștenirii vieții cele veșnice vine în urma ceea ce săvârșim din partea lui Dumnezeu și suntem conștienți de realitatea că toate le facem sub privirea lui Dumnezeu, sub cunoașterea lui Dumnezeu, atunci nu mai poți să fii indiferent, să-ți bați joc, că tot de tine îți bați joc, de viața ta spirituală, împroșcând sau încercând să te justifici, știi, în anumite situații și dând vina pe alții, ci de fapt de tine, de fiecare în parte, personal, ține de fapt lucrarea mântuirii pe care tu ca și cu o lucrare cu Dumnezeu o săvârșești. Dumnezeu o vede, te ajute, te susține, te sprijină, dar tu trebuie să faci efortul acesta, să lucrezi ca pentru Dumnezeu, cu toate acțiunile vieții tale, și faptic, și verbal, și gândit, și simțit, și privit. Da, foarte frumos, așa este. Avem în Sfânta Scriptură toate cele necesare pentru a duce o viață cât se poate de coerentă și cu final cât se poate de pozitiv și binecuvântat din punct de vedere duhovnicesc. Că asta este scopul ei, de a ne ghida spre, pe calea aceasta, spre mântuire, pentru a nu rata ținta. Acum, în ultimii, în lumina ultimelor evenimente, Sfinția voastră nu aveți Facebook, vă felicit, sunteți fericit neposesor al unui cuvânt de Facebook și așadar nu ați intrat așa în acea laștină, în acel noroi care se aruncă dintr-o parte în alta, fiecare cum prinde, aruncă mai departe. Și din păcate, am văzut, acum nu spun asta ca să creez minteală, dar am văzut chiar preoți care au judecat. S-au judecat foarte aspru, au judecat foarte tăios, foarte tranșant, au judecat mai mult omul decât neputința sau greșeala de moment sau păcatul. Și am observat că toți, după ce judecau, poate a doua zi, poate la câteva zile, simțeau nevoia să justifice demersul, adică să se justifice în lucrarea lor de a judeca pe om sau de a-l umili, de a-l calunia, de a spune fel și fel de glume pe seama lui. Nu se justifică, n-are ce căuta, judecată, judecată și punct. Cum putem evita capcana asta al justificării? Faptul că noi ne justificăm demersul nostru de a judeca pe cineva, nu știu, mintea noastră, că, domnule, atragem un semnal de alarmă, că, uite, a greșit, că oamenii trebuie să învețe. Lipsește ochiul curat. Lipsește ochiul curat și urechea curată. Deci nu se justifică. Oricât am filozofat pe seama aceasta, pur și simplu nu se justifică. Avea părintele Teofil Părăianu, de vrednică pomenire, o expresie pe care nu știu dacă eu sau alți părinți o mai folosit-o. Mie mi se pare foarte interesantă și foarte realistă și frumoasă. Și spune așa, vis-a-vis de oameni. Zice, pe om, dacă vrei să-l iei de bun, de bun îl găsești. Dacă vrei să-l iei de rău, de rău îl găsești. Acum, cu toții suntem conștienți că suntem oameni cu neputințe uneori și cu patim care răbufnesc uneori. Și patima sine, până la urmă, dacă este, aduce cu sine anumite păcate. Nu? Obișnuința de a păcătui, ca definiție, se numește patimă. Nu poți să zici că este atât de curat omul, singurul om fără de păcat, care a fost asemenea nouă, afară de păcat, spune Sfânta Scriptură, nu a fost Iisus Hristos. Noi, oamenii pe pământ, toți mai greșim. Sfântul Apostol Pavel are o constatare vis-a-vis de genul acesta și spune, dacă cineva spune că păcat nu are, mincinos este și adevărul nu este întru el. Și ba mai mult scoate în evidență, pentru că toți pe el la un moment dat l-au considerat un om deosebit, un om cu viața aleasă, un om sfânt, îndumnezeit. Și ce spune el smerindu-se cumva despre sine? Cel din tâi dintre păcătoși sunt eu. Deci cumva, odată pentru totdeauna ar trebui să înțelegem că nu are rost să ne justificăm judecățile noastre față de ceilalți, considerând că ele au îngăduință și judecată. Nu, sunt judecăți pur și simplu, dacă avem ochiul acesta care nu este în regulă. Dacă vrem să facem binele, trebuie să fim conștienți. Adică acel ochi constatator după ce vezi o situație, trebuie să vezi cum ți-l canalizezi, spre ce. Ai văzut că face cineva răul? Scripturistii ni se spune. Vedem și în Noul Testament, așa cum am citat mai înainte, din 2 Timotei, nu? Cum vor fi vremurile din urmă rele, pentru că oamenii din ele sunt cum sunt. L-a văzut pe Sfântul Proroc David, nu? În Psalmul 13 și în Psalmul 52, care
Vorbește despre oameni cum erau atunci, stricați și urâți în delendicirile lor și nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Și atunci care e soluția? Să ne apucăm să dăm în dreapta și în stânga, să lovim împroșcând cu alte răutăți deja răutatea care în sine are un anumit conținut. Și cumva adăugăm rău la rău, nu? Păcat la păcat. Dacă vrem și ne dorim cu adevărat să fim și spune că suntem bine intenționați și să ne aducem aportul în bine la situațiile care sunt, să nu mai promovăm răul, ci să compătimim pe cel care a greșit și să încercăm să vedem partea bună a lucrurilor și ce am putea face să reparăm. Nu să scoatem în evidență slăbiciunile, să împroșcăm anumite, știu eu, gesturi, anumite fapte, anumite acțiuni care nu sunt în regulă. Trebuie să cunoaștem că și omul acesta sau oamenii aceia sunt oameni în primul rând și trebuie să fim realiști. Și din punctul acesta de vedere, dacă vrem să facem ceva bine, să oprim răul prin lipsa judecății, prin lipsa bârfelor, prin lipsa cleveterilor și cumva a stării pur și simplu de a scoate în evidență aceste răutăți. Ba mai mult, dacă spunea Părintele Teofil că pe om dacă vrei să le iei de rău, de rău îl găsești, dacă vrei să le iei de bun, de bun îl găsești. Ia să privim un picuț la oamenii aceștia despre care poate se vorbește acuzator. În viața lor, ce au făcut bine? Știți că este o vorbă sau un proverb ceva de genul acesta în care se spune că dacă la un om i-ai făcut de 99 de ori bine și odată i-ai făcut rău, pur exact. Și simplu te judecă și nu-și mai aduce aminte de cele 99 de ori care ai făcut bine pentru faptul că odată nu i-ai făcut bine. Din temiri poate ce motiv. Uită totul. Ia să vedem până la urmă oamenii aceștia care acum greșesc sau au greșit sau poate vor greși și de aici încolo, oricare putem. Putem cădea în anumite fărădrici, anumite păcate și în capcana răului. Să vezi un pic și partea binelui. Oare omul ăsta chiar nu are nimic bun? Și dacă ne vom canaliza puțin, să vedem cum îl luăm pe omul acela de bun. Pe ne vom uimi și vom vedea de fapt câte lucrări pozitive, cât bine a făcut omul acela. Poate cât de mult a promovat, știu eu, virtuțile. A promovat pozitivul, optimismul, duhovnicia, latura frumoasă a lucrurilor și a vieții. Și acum ce, îi scoatem ochii că nu știu ce s-a întâmplat? Nu. Deci dacă vrem într-adevăr să fim și noi în regulă, atunci întotdeauna dacă se poate să scoatem în evidență calitățile celorlalți. Și aici așa ca izi îmi aduc aminte de un sfat al părintelui stareț care l-am avut noi prima dată la mănăstire, părintele Paisie de la Nușeni, da. Care e stareț acum la Nușeni. Spunea la un moment dat într-un cuvânt, așa din când în când, așa duhovnicește, când mai ținea câte un cuvânt de folos, spunea ceva de genul acesta că întotdeauna dacă este să ne comparăm, să ne comparăm cu sfinții. Pentru că atunci nu greșim. Adică să te gândești așa numai la lucrurile frumoase ale oamenilor care îl cinstesc pe Dumnezeu. Și nu mai pierzi timpul, că viața oricum este scurtă. Și trebuie cumva folosit frumos timpul vieții pe care ți s-a dat. Să te compari cu sfinții. Pentru că atunci te smerești pe tine, te umilești în momentul în care vezi că nu ai ajuns la măsura lor și ești departe de virtuțile pe care ei le practică. Și atunci nici nu-ți trece prin cap, nu-ți mai vine acest agent constatator cu ochi rău ca să-l pui în practică, ci vine agentul constatator cu ochi bun. Adică ai tot timpul tendința să vezi binele și să urmezi binele. Psalmistul David are o expresie foarte frumoasă în Psalmul 33 când zice: ferește-te de rău și fă binele. Caută pacea și urmează pe ea. Păi când stai și bârfești, când stai și analizezi negativ și judeci o acțiune, o faptă, când s-a întâmplat în viața unuia sau altuia, tu ce faci? Te ferești de rău? Nu te ferești, ci din contră îl îmbrățișezi, îl dezvolți, îl mărești și devii una cu el. Nu, spune tot psalmistul David la un moment dat. Cu cel ales, ales vei fi. Cu cel cuvios, cuvios vei fi. Cu cel îndărătnic, te vei îndărătnici. Deci, nu se înțelege aici că... Nu se înțelege aici că nu trebuie să, cum se spune, să punctăm păcatul, adică să spunem că lucrul ăsta este greșit sau gestul ăsta este greșit, dar atât.
Nu să începem deci, să... Tocmai de asta am citat ceea ce spunea și psalmistul David în psalmul 13 și ce spunea Sfântul Apostol Pavel despre vremurile din urmă. Adică a scos în evidență faptul că sunt niște realități. Păcatele și fără de legile și lucrurile care nu sunt în regulă. Dar Doamne miluiește, acum dacă se întâmplă să facă cineva, acum nu aș vrea să fac aluzie, să zic la anumite persoane care în ultima vreme au fost acuzate de anumite lucruri, că lucrul acesta da, e general, e general valabil și pe viitor. Da. Tocmai. Deci până la urmă s-a întâmplat un lucru. Păi stai săptămâni, luni, ani întregi și ce? Pur și simplu repetitiv și ostentativ și cumva foarte obositor și plictisitor și ucigător de suflet. Bați apa în piu și insiști pur și simplu pe un lucru care, Doamne miluiește, a fost punct. Sunt foruri care vor rezolva problema aceea, dar încerci de aici încolo să promovezi binele. E un capitol încheiat. A fost negativ, nu a fost în regulă. Bine, fiecare înaintea lui Dumnezeu va fi judecat. În societate, dacă a fost o ilegalitate, va fi tras la răspundere, se clarifică problema, se închide situația respectivă, se rezolvă și viața merge înainte. Că nimeni nu-i fără de greșeală. Așa dacă ne urmărim unii pe alții și așa intenționat ne urmărim și căutăm, pe clar că găsești. Că dacă, repet ce spunea Părinte Teofil, dacă vrei să-l găsești de bun, de bun. Dar dacă vrei să-l găsești de rău, pe nu-ți convine până la urmă poate nici cum a privit. Nici un gest pe care l-a făcut, nici cum a pășit, nici cum a intrat pe ușă, nici cum a ieșit pe ușă. Ai impresia că cine știe ce gândește? Până la urmă poți să-l acuzi pe un om și de gândurile pe care le are, că ți se pare ție că cred că gândește așa sau simte așa negativ pentru mine. Și atunci ce faci? Promovezi și dezvolți răul care de fapt asta așteaptă. Că asta e lucrarea tatălui minciunii. Să pervertească întotdeauna lucrurile și să păgubească din punctul acesta de vedere pe cât mai mulți oameni, atrăgându-i din punctul acesta de vedere spre răutate, spre patim, spre lucruri negative și fără să-i mai lasă să se bucure de timpul scurt de pe pământ al unei vieți frumoase pe care Dumnezeu a dat-o pe pământ. Nu, se spune în Cartea Afacerii că Dumnezeu în fiecare zi în care a făcut câte ceva, seara a constatat că sunt bune și frumoase toate. Toate acestea le-a făcut pentru om, pe care l-a pus ca împărat al creației, tocmai ca să le stăpânească și să se bucure de ele. Uite ce face până la urmă vrăjmașul și urâtorul binelui. Fură fericirea și posibilitatea de a fi oamenii bucuroși, fericiți și împliniți. Prin nimicuri, pur și simplu, îi ține pe ei acolo și omul, sufletul omenesc, nu mai trăiește sau nu mai știe sau nu mai vrea să trăiască fericit, văzându-și de treaba lui și de viața lui. Să nu plângă mortul altuia, ci să-și plângă, cum zice un părinte patrical, mortul său, adică viața și sufletul său. Da, acum aș vrea să încheiem această prima parte cu următoarea problemă care aș vrea să o lămurim înainte să trecem la întrebările de pe chat și reamintesc tuturor că puteți lăsa în continuare întrebări în secțiunea live-ului de pe YouTube, astfel încât să le putem adresa părintelui. Problema aceasta a felului în care ne raportăm la aproapele nostru. Pentru că de foarte multe ori ispita ne prinde nepregătiți. Dacă atunci când ne biruiește ispita, e clar, nu am fost pregătiți, nu am fost atenți. Problema este că noi persistăm în greșeală, în ispita. Adică ne îndulcim cu ispita aia și judecăm și azi și mâine. Sau e valabil pentru toate patimile acum. Și îmi dau seama că problema este la felul în care ne raportăm noi la aproapele nostru. Cum ar trebui să-l vedem pe aproapele nostru? Că acum societatea ne învață să fie, că suntem într-o competiție, că de la școală suntem învățați și părinții de multe ori nu ne-au programat așa mental că dar de ce ăla a luat 10? Dar uite celălalt ce frumos vorbește, dar uite ce frumos citește, tot de ce nu poți? Adică a fost așa tot timpul încurajați să fim într-o competiție corp la corp, așa de multe ori, social vorbind, cu cel de lângă noi, dar duhovnicește, cum ar trebui să ne raportăm aproapele nostru? Competiția nu este rea în sine, când este ziditoare și folositoare și omul, văzând calitățile din viața semenului, să nu-l judece sau să-l invidieze în sens negativ, ci să fie, până la urmă, un model pentru el și, din punctul acesta de vedere, un exemplu care să-l stimuleze și pe el să facă efort să-și dezvolte și el capacitățile primite din partea lui Dumnezeu de a se ridica și el
la un nivel, cel puțin cu cel pe care poate îl vede, care are anumite calități și pe care îl poate considera un exemplu pozitiv. Dar nu cu ochii rău. Deci întotdeauna să se ferească de prejudecăți și de gânduri rău. Că îl simte oricum conștiința și sufletul. Gândul acesta când se înfiripă, când își face loc în cugetul omului, în mintea omului. Și atunci de ce să nu vezi cu ochii buni? Cumva ar trebui ca omul în sine, din punctul acesta de vedere, să-și elibereze, dacă pot să zic așa, inima de strânsoarea aceasta a răutății, a invidiei. Ci să-și lase inima liberă și să fie conștient de faptul că toți oamenii pe pământ au loc și își pot folosi capacitățile, calitățile și binele spre binele tuturor. Dacă acela e deștept și cu minte, foarte bine, pentru că se dezvoltă frumos, eu să mă ajute Dumnezeu ca și eu să mă pot dezvolta frumos și împreună facem corp comun ca să se dezvolte ce? Să se dezvolte familia, comunitatea, localitatea, țara, lumea, fără să ne invidiem, ci din contră să prosperăm în bine. Este foarte interesantă percepția aceasta, sau importantă percepția aceasta și gândul acesta. Să ai gândul cel bun. Gândul acesta bun, de fapt, ce se întâmplă? Îți deschide inima, îți lărgește inima. Este un exemplu în Sfânta Scriptură, tot în glasul Sfântului Apostol Pavel, și pe care l-a preluat foarte frumos Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou de la mănăstirea Essex din Anglia, și are chiar o carte intitulată Lărgiți și voi inimile voastre. Deci când inima noastră, aceasta de carne care o avem, o putem înțelege că în ea se află și puterile sufletești și o putem înțelege și din punctul acesta de vedere ca o lucrare a Duhului ce se poate deschide, inima aceasta de carne poate avea trăirea aceasta de deschidere și omul să vadă cumva mult mai larg lucrurile, adică să-și dea seama că oamenii toți pot trăi frumos în lumea aceasta, minunat, nu contează că aceia sunt mai, știu, mai valoroși, mai deștepți, mai înțelepți, mai buni decât mine. Dar mă străduiesc și eu să mă ridic la un anumit nivel și dacă cu cât sunt mai mulți, trebuie să fie spre bucuria mea. Pentru că atunci pământul acesta, planeta aceasta, lumea aceasta pe care a zidit-o Dumnezeu, a făurit-o atât de frumos, își împlinește menirea și scopul spre a-L cinsti pe Dumnezeu și a se bucura de o viață frumoasă pe pământ, completându-ne unii pe alții, pentru că toți suntem mădulare a aceleiași trup. Spune și Sfânta Scriptură, nu? Că unul este trupul și fiecare dintre noi este un mădular al trupului respectiv. Unul este limba, altul este nas, altul este ochi, altul este ureche, altul este mână, altul este picioare. Deci cumva ne ajutăm, ne sprijinim. Și cât este cât de frumos când ai putea să constați că de fapt ele, mădularele între ele, colaborează una cu alta frumos și își îndeplinesc misiunea și rolul lor de a funcționa trupul acesta sănătos, întreg, corect și bine. Dar dacă eu îl invidiez pe acela că nu-i în regulă și încerc să-l împiedic, deja nu mai funcționează organismul acesta corect și așa cum trebuie. Deci, până la urmă, ține de percepția ta, de cât ți-i de deschisă mintea. De aceea zice psalmistul David, nu? Că Domnul din cer a privit să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Aici cred că e cheia succesului. Să ajungi să poți înțelege, să te depășești un pic pe tine, să nu ai așa ochi ca de, știu, șabloane din alea ca și la cal, vezi numai înainte. Când îi se pun la cal, ca nu cumva, știu, să fie atras într-o parte sau în alta și să devieze de la traseul drumului respectiv. Să fim cumva din punctul acesta de vedere mai înțelegători, mai largi în înțelegere. Să privim lucrurile acestea că nu putem noi pe pământ să le facem toate, nu pot nici ceilalți semeni noștri să le facă toate, ci fiecare în felul lui își aduce cu câte o părticică aportul întregului, binelui, frumosului. Unul prin rugăciune poate mai dezvoltată, mai trăitoare, altul prin smerenie poate, altul prin iubire poate, altul prin post, altul prin sănătate și forța de muncă prin care își câștigă pâinea și dă și celuilalt, și sunt o mulțime de virtuți și de fapte bune prin care oamenii se pot sprijini, se pot ajuta și angrenajul acesta, funcționalitatea aceasta a societății și a lumii, cu cât
Fiecare piesă în parte își face datoria spre slava lui Dumnezeu și ajutorul seminilor, așa cum erau sfaturile aici, pentru fiecare categorie de oameni, cu atât viața e mai împlinită, mai pozitivă și frumoasă trăită pe pământ. Și atunci răul se împuținează și binele se înmulțește. Diavolul pierde și din punctul acesta Dumnezeu are de câștigat. Pentru că în ce ar consta câștigul lui Dumnezeu? Mântuirea cât mai multor suflete. Pentru că aceasta își dorește divinitatea. Să împărtășească în veșnicie iubirea divină pe care o are pentru toate făpturile pe care El le-a dus din neființă la ființă. Da, foarte frumos. Acum mai rămâne să luăm aminte și să punem în practică, că practica ne omoară. Cu toții cumva știm teoria, dar de multe ori asta este... Și acum vorbesc în primul rând în numele meu, ipocrizia asta noastră a oamenilor. Căutăm tot timpul subterfugii, scuze, ne facem filme noastre în cap așa și percepția noastră strâmbă asupra lucrurilor și credem că îl putem minți și păcăli pe Dumnezeu. Cum făceau, era la un dat, nu mai țin minte la care profet, cred că Isaia sau Ieremia, când slujitori la templu aveau lângă templu sau sub templu și o cămară întunecată unde slujeau idolor pe întuneric ca să nu vadă Dumnezeu. Și cumva în mintea lor aveau impresia asta că pot păcăli pe Dumnezeu. Da, da, da. Și așa suntem și noi, ne băgăm așa în bezna minții asta și a sufletului și întunecimea urii și a invidiei și credem că Dumnezeu nu ne vede. Acum, cred că, făcând așa o micuță intervenție, cred că, până la urmă, orice ființă omenească are o zonă obscură, întunecată, la un anumit nivel, în existența lui. Dar tocmai cu aceea, de fapt, trebuie luptat și trebuie scos afară. Prin ce? Prin lumina lui Hristos. Nu zice Mântuitorul Iisus Hristos, tot în Evanghelia după Ioan, eu sunt lumina lumii. Cel care îmi urmează mie nu va umbla într-un întuneric, ci va avea lumina vieții. Întunericul întotdeauna dă ghes și vrea să-și facă loc, adică diavolul, să câștige drepturi asupra ființei noastre cât mai mult posibil, că e la nivelul privirii, că e la nivelul vorbei, că e la nivelul simțirii, că e la nivelul faptei, el cumva dă buzna. Vrea să-și facă loc și să câștige drepturi asupra noastră. Dar noi putem să-l izgonim afară sau putem să-l refuzăm, putem să nu-l primim dacă primim lumina lui Hristos. Trăim în lumina lui Hristos și îl slujim pe Hristos. Și puterea aceasta, să știți că o avem cu toții, cei care din punctul acesta de vedere, aș zice, suntem botezați în numele Sfintei Treimi. Este un text pe care la botez, în rânduială, noi îl rostim. Și se spune așa în textul respectiv vis-a-vis de cei botezați și înfiați în familia lui Dumnezeu, din punct de vedere creștin. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Vedeți, la această haină hristică trebuie să ținem foarte mult și când vedem că s-a rupt în noi, s-a fisurat această haină, s-a murdărit această haină, s-a găurit această haină, să încercăm cât mai repede posibil, dacă e murdară să o spălăm, dacă e găurită să o reparăm, dacă e ruptă să o coasem. Iar când vedem că lucrul acesta se întâmplă în viața seminilor noștri, să nu o sfâșiem mai tare, să nu o găurim mai tare, să nu o murdărim mai tare, ci din contră să încercăm să fim aceia care oblojim rănile, ca samarinarul milostiv. Oblojim rănile celuilalt, coasem ruptura, asupăm găurile și spălăm, dacă putem, prin rugăciune și ajutor, sprijin, ceea ce a fost deviat în viața seminilor noștri. Și așa, de fapt, ar trebui, o știu eu, conștiință, o minte, un suflet sănătos. Așa ar trebui să gândească, așa ar trebui să simtă, așa ar trebui să vorbească și așa ar trebui să făptuiască. Da, foarte frumos. Propun să trecem la întrebările de pe chat și să vedem cei ce ne urmăresc, ce frământări și neclarități au. Și iată, prima întrebare, continuăm tot așa ritmul și în Duhul Sfintei Scripturi. Ionuț vă întreabă și citesc imediat versetele. Părinte, tâlcuiți-ne, vă rog, de la 1 Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetele de la 9 la 13. Și cu găduința dumneavoastră am să citesc.
V-am scris în epistolă să nu vă amestecați cu desfrânații, dar nu am spus desigur despre desfrânații acestei lumi sau despre lacomi sau despre răpitori sau despre închinătorii la idoli, căci altfel ar trebui să ieșiți afară de lume. Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecați cu vreunul care, numindu-se frate, va fi desfrânat sau lacom sau închinător la idol sau ucăritor sau bețiv sau răpitor. Cu unul ca acesta nici să nu ședeți la masă. Căci cu ce am eu să vă, ca să vă judec și pe cei din afară? Însă pe cei dinăuntru oare nu-i judecați voi? Iar pe cei din afară îi va judeca Dumnezeu. Scoateți afară dintre voi pe cel rău. Câteva gânduri dacă... Da, păi nu este greu de înțeles. Adică în viața comunității creștine pe care o aveau cei din Corint, erau unii care, deși se numeau creștini, că cred în Hristos și care practicau cumva în viața creștină în comunitățile respective, totuși ei trăiau în anumite păcate mari și cumva pângăreau viața frumoasă a multora care se străduiau să trăiască frumos. Și cumva îi avertizează, din punctul acesta de vedere, să nu-i lasă, să nu se amestece cu ei. Că până la urmă aceștia care trăiau în desfrânare, cu cine trăiau? Sau închinătorii la idoli, sau bețivii? Trăiau tot cu cei din comunitatea lor și avertizau pe cei care trăiau frumos și curat, cumva să tragă un semnal de alarmă și să îi îndemne să se oprească de la faptele acestea, prin aceasta cumva îndreptând spre bine devierile pe care ei le aveau. Nu se spune la un moment dat că dacă îți va greși fratele tău, străduiește-te să-l repare relația respectivă între tine și el. Dacă nu, zice, mai cheamă unul sau doi martori, ca din gura unuia sau doi martori să se statornicească tot adevărul. Dar dacă nici așa nu se va îndrepta, zice, spune-l bisericii. Și dacă nici de biserică nu va asculta, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Adică pur și simplu să fie cumva scos afară din comunitatea aceea. Aș zice exmatriculat, cum te-ar scoate dintr-o școală. Știți, pur și simplu scos la periferie. Adică acela este de fapt o ispită și atât de mult s-a lăsat supus de cel rău, cât el nu mai vrea să se îndrepte. Și atunci este ca un măr putred sau ca, știu eu, un element putred în comunitatea sănătoasă sau care ar trebui să fie sănătoasă. Era un avertisment pentru anumiți oameni care probabil trăiau în păcatele acestea și Sfântul Apostol Pavel trage un semnal de alarmă pentru cei care trăiau frumos și erau binevoitori și doritori de a trăi o viață după Dumnezeu și despre cele sfinte, ca să îndrepte neregulile celor care trăiau incorect, din punctul acesta de vedere, în comunitatea din Corint. Însăși cuvintele, însăși textul în sine, eu aș zice că e foarte lămuritor. Acum, din punctul acesta de vedere, fiecare ar putea poate să-și explice cu un limbaj personal sau cu o înțelegere a ceea ce mintea și sufletul percepe vis-a-vis de text, care, repet, este foarte lămuritor și foarte, foarte clar vis-a-vis de întrebarea pusă. Mulțumesc de întrebare! Tare frumos textul și da. frumos. Da. Sigur. Mulțumim tuturor pentru întrebări, sunt foarte utile și mulțumim tuturor celor care se implică și propun întrebări și ne cerem iertare dacă vreodată trecem din greșeală peste o întrebare sau nu avem timp. Fac mențiunea asta după care trec la următoarea întrebare. Fiecare părinte invitat are timpul de care dispune. Sunt unii părinți care au un anumit timp definit, o oră jumătate sau două ore și trebuie să ne încadrăm în timpul ăla. Sunt alți părinți care stau până la ultima întrebare. Așadar, de aceea, uneori nu reușim să le prindem pe toate, dar încercăm de cele mai multe ori să le prindem pe toate. Părintele Chiril este din categoria celor care stau până la ultima întrebare și mulțumim din suflet pentru asta. Roxana vă întreabă, pare așa simplă întrebarea asta, dar chiar vreau să o punctez, pentru că este și o responsabilitate de-a noastră, a credinciosului de rând. Părinte, din pomelnicul pe care suntem datori să-l facem zilnic, am văzut că trebuie să spunem numele arhiepiscopului sau episcopului. Ce nume trebuie să spunem? Și de ce e important ca și noi credincioșii de rând să ne rugăm pentru arhierei noștri? Da, aș porni de la ca răspuns de la un text pe care noi în slujirea Sfintei Liturghii îl folosim. La un moment dat spunem așa, întâi pomenește Doamne, în cazul nostru cum suntem noi la Cluj, pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, pe care îl dăruiește Sfintul tale biserici, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. În momentul în care înțelegi marea responsabilitate
Și în alta chemare la slujire pe care o are arhiereul și misiunea plină de răspundere, de a învăța cuvântul adevărului, de a administra cele dumnezeiești și de a gestiona bine viața bisericii în toate bisericile din eparhia lui, îți dai seama de răspunderea uriașă pe care o are în el acel om. Și atunci este datoare biserica și noi creștinii să ne rugăm ca pe el să-l păzească Dumnezeu sănătos, întreg, cinstit și să învețe drept cuvântul adevărului. Și acum, dacă el este întâi stătătorul eparhiei, este până la urmă chemat și la funcția cea mai înaltă și se cuvine pe pomelnic să fie, dacă este vorba să pui pe episcopul locului pe pomelnic, să fie pus prima dată. Adică trebuie cinstit la măsura la care Dumnezeu l-a chemat și a dat cea mai mare responsabilitate în viața bisericii, de a închipui slujirea arhierească a Mântuitorului Iisus Hristos. Este reprezentantul arhiereului cel veșnic, al păstorului cel mare, Hristos Domnul, reprezentantul lui pe pământ, trimis de Dumnezeu. Nu ajunge întâmplător acolo, ci cu binecuvântarea și darul lui Dumnezeu. Și să vă gândiți în forma aceasta, dacă el are atât de mare răspundere din punct de vedere spiritual, dacă face așa o comparație și o asemănare cu ceea ce se întâmplă în războaie, asociați-l cu generalii. Când un dușman încearcă să câștige un război, cine sunt cei vizați prima dată în vederea biruirii dușmanului? Conducătorii. Ei sunt atacați și urmăriți prima dată. Pentru că dacă ei sunt răpuși, dacă ei sunt uciși, ei sunt distruși, armata se dezbine. Nu? Zice la un moment dat textul Sfintei Scripturi în Evanghelia după Ioan: bate voi păstorul și se vor risipi oile turmei. De aceea trebuie să ne rugăm cu evlavie, nu doar așa niște zise de pe vârful buzelor, și face parte și aceasta din arealul acesta liturgic și trebuie spusă. Am auzit că eu trebuie pus pe pământ, hai că-l pun și, dar până la urmă nu, îl pun, nu contează ce. Nu, ci cu multă responsabilitate, cu evlavie și cu respect și cu credință înaintea lui Dumnezeu, cerând din toată inima ca Dumnezeu așa să-l păzească, cum se spune în rugăciune. De aceea și neftenia mare, când începe Sfânta Liturghie și celelalte sfinte taine ale bisericii, și în ierurgii se face pomenire și rugăciune în care cerem lui Dumnezeu milă pentru arhiereu. Nu zicem, încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Prima dată arhiereul și apoi ierarhii, preoții și diaconii. Armata lui Dumnezeu, generalul care stă în fruntea oștirii. Războaiele, de fapt, din partea demonilor, la nivelul acela sunt cele mai dure, în funcție de responsabilitatea uriașă pe care o au de răspundere înaintea lui Dumnezeu. Și din partea iadului sunt trimiși demonii cei mai vicleni, cei mai puternici și șireți ca să lupte și să-i biruie. De aceea noi, oițile, trebuie să ne rugăm cu multă credință ca Dumnezeu să-i ocrotească, Dumnezeu să le ajute să fie în cinste, să fie luminați la minte și să învețe drept cuvântul adevărului evanghelic dumnezeiesc al lui Dumnezeu. Da, este o responsabilitate a noastră, nu doar preoții în cadrul Sfintei Liturghii, și noi trebuie să ne rugăm pentru că și el se roagă pentru noi. Adică, dacă Doamne îl pune pe arhiereul locului pe pomelnic, cinste și respect pentru atitudinea asta. Și eu întâlnesc, să știți, pe pomelnice, întâlnesc la pomeniri. În unele pomenice sunt puse doar numele din familiile respective. Mă refer prima dată, să zic, la cei vii. În alte pomelnice sunt oameni mai cunoscători, poate puțin, și își pomenesc, își pun și pe preoții lor, preotul duhovnic sau preotul de parohie, sau încă un preot doi la care au ei respect și știu eu, poate apropiere de familie sau sunt anumite cunoștințe, dar sunt pe pomelnice pe care apare și arhiereul locului. Prima dată, apoi preoții, duhovnicul și familia. Și foarte frumos. După cum și la cei adormiți poate să apară așa. Apar pe pomelnice numai numele celor adormiți din neam. Pe unele apar și preoții pe care au avut poate înainte și care au murit, preotul parohul sau preotul duhovnic sau nașii, dacă au fost preoți sau așa, și apoi sunt pomelnici în care apare și arhiereul sau apar mai mulți arhierei din eparhia din care face parte creștinul care trăiește în viața bisericii și cunoscându-și
arhierei care au fost eparhioți în episcopia respectivă, arhiepiscopie sau mitropolie, și îi pomenesc prima dată și apoi duhovnicilor sau preoții care au avut înainte și pe ei. Sunt diferite pomenici în funcție de cum percep oamenii lucrurile, dar este binevenite și de mare folos. Și foarte important, pe lângă pomenice, la rugăciunea noastră personală de acasă, dimineața sau seara, când sunt anumite cărți de rugăciuni mai moderne, unde au inclus acel pomenic pentru duhovnic, părinți, copii. Frumoasă mențiunea, până la urmă și pui pe pomenic să se roage biserica tot pentru oamenii bisericii, dar este normal și firesc să te rogi și tu personal pentru oamenii bisericii, care de fapt la rândul lor toată viața ca și slujitori ai Sfintelor Altare și ca sacerdoți care slujesc în Sfânta Biserică s-au rugat pentru tine, pentru familia ta, pentru înaintașii tăi și care se roagă pentru toată comunitatea creștină și pentru toată lumea. Da. Bun, mai departe, Ana Maria are următoarea situație. Părinte, ce pot face dacă am o colegă clevetitoare și care găsește mereu motive de ceartă nedreptățind? Cum pot evita sau preveni cearta sau mânia în aceste situații? Uneori sunt situații foarte sensibile. Ca să poți evita, trebuie să taci. Nu cred că, în majoritatea situațiilor, nu cred că este o altă soluție. Sunt poate unele excepții, când poate ai sorți de izbândă și poți să repar lucrul acesta înfruntând sau punând la punct pe persoana respectivă, spunându-i să se oprească. Dacă este o persoană receptivă, și acum depinde și de relația de prietenie pe care o ai și supetește așa cum te înțelegi unul cu celălalt, ai putea în unele cazuri, dar procentul este foarte, foarte mic, de a putea opri pe cineva să nu clevetească dacă este obișnuit cu așa ceva. Prin atitudinea ta serioasă, deci de mare seriozitate și prin multă tăcere, să vadă în tine o atitudine foarte matură, foarte serioasă și rugându-te foarte mult lăuntric lui Dumnezeu pentru acel sufletel rătăcit. Dar, zic așa, procentul mare la sută doar prin tăcere și rugăciune. Bun, Gianina vă întreabă în felul următor. Părinte, care este diferența între a judeca și a osândi? Avem voie să mustrăm pe cineva, în special copiii la școală? Doamna este profesor, știind din emisiunile anterioare că n-am mai pus întrebări. Da, Sfânta Scriptură chiar vis-a-vis de învățători, nu îi spune ucenicului său ca să mustre, să îndemne, să ceară, să certe. Păi este o responsabilitate a dascălului, a preotului, a învățătorului, a episcopului, a unor oameni din anumite funcții care sunt responsabili să pună la punct neregulile din societate și din viața celor care sunt de fapt în subordinea lor și trebuie educați, trebuie modelați, trebuie din punctul acesta de vedere să fie formați. Este firesc ca să fie mustrați. Diferența între a judeca și a osândi. Spuneam că la un moment dat judecata vine în constatarea unei situații. Constați că e un anumit lucru și judeci lucrul acela că nu-i în regulă. Adică îți dai seama că nu-i în regulă și începi în mintea ta, în sufletul tău sau poate chiar și verbal să comentezi situația aceea. Că n-a făcut bine, că trebuia să facă altfel. Și acum diferența între a judeca, adică în comentariile de genul acesta, când zici osândit, îl osândești. A, omul acesta, fiindcă a făcut lucrul acesta, prima parte, fiindcă a făcut lucrul acela, e judecata, merită să fie trimis în iad. Trebuie să fie pedepsit de Dumnezeu. Este blestemată de Dumnezeu. Trebuie asupra lui să se abată anumite nenorociri. Aceea este osânda. Deci prima dată îl judeci, iar osânda este prelungirea judecății. Prin judecată, dacă nu te oprești, mergi mai departe și ajungi să îl cataloguezi că trebuie sau merită să fie pedepsit. Aceasta este osânda. Verdictul tău, până la urmă, pentru situația lui. Sau pedeapsa pe care tu i-ai dat-o dacă ai fi în măsură să îl pedepsești. Da. Și mare atenție să nu apară sentimentul acesta sau contextul în care un copil să se simtă cumva umilit, chiar și atunci când greșește, pentru că mari lideri și mari învățători și mari profesori și mari înțelepți știu să-ți dea încredere chiar și atunci când ai greșit. Știu să te ghideze în așa fel, astfel cât chiar și în greșeala ta să-ți dea încredere și să te ridice, ca să zic așa,
mental și emoțional nu să te înjosească. Am avut astfel de doamne profesoare foarte în vârstă, aproape de cu o demnitate și cu o verticalitate, care chiar și atunci când greșeai, aveau acea diplomație și eleganță și tact, astfel încât să-ți spună că ai greșit, dar în același timp să-ți arate cum să îndrepți greșeala și să rămâi cu atitudine pozitivă și încrezătoare în tine, că uite, poți să faci, să rezolvi problema sau să dai un răspuns bun. Foarte important, că în general se recurge la umilințe, la înjosiri, la că na, e mai la îndemână și mai, din păcate, ca o neputință. Da, aveți mare dreptate. Deci această atitudine de a mustra pe cineva sau de a pune la punct sau de a îndrepta, să se simte foarte multă dragoste, compătimire și bunăvoință. Adică nu îi spui lucrul acela ca să-l pedepsești, nu îi spui ca să-l jignești și să-l umilești, să-l rușinezi în fața celorlalți, ci să se simte în el mult adevăr, multă căldură și dragoste, tocmai pentru a putea, prin cele spuse, să se promoveze frumosul și binele. Și sufletul acela, conștiința aceea, mintea aceea, va simți lucrurile acestea, pentru că este de la suflet la suflet, de la inimă la inimă. Și dacă este dintr-un suflet bun, dintr-o inimă zmerită și plină de drag, sufletul și inima lui sau a lor sau a ei vor simți lucrul acesta. Da. Următoarea situație sau întrebare este compusă din trei comentarii. Vă rog să aveți în fi răbdare să le citesc pe repede înainte. Doamna Maria are următoarea situație. Mă confrunt cu ceea ce a spus și anume sunt urmărită de o persoană care a lucrat cu mine. Încearcă în toate modurile să-mi facă rău pe motivul că din cauza mea a pierdut munca. A avut curajul să vină și la biserică cu intenția de a mă scoate afară din biserică spunând că eu sunt Iuda. Mărturisesc că nu am nicio vină în toate acestea, dar nu vrea să înțeleagă. Cum să mă compor cu acea persoană? Mă judecă și mă vorbește urât la toată lumea, îmi aruncă blesteme și spune mereu că mă arde în candelă. Păi acum, da, sensibilă situație și foarte delicată. Acum, dacă este adevărat, știu eu ca manifestare, prin cele spuse, comportamentul acelei persoane, este destul de grav. Dacă atât de mare a fost îndrăzneala încât să vă acuze de lucrurile în formă aceasta și să intre și în biserică, de persoane de genul acesta nu te prea poți feri singur, ci poate uneori este nevoie să se apeleze la organele care pot să stăpânească din punct de vedere legal situația. Adică poți face plângere la poliție, să-ți spui situația și din punctul acesta de vedere să-i pună restricții. Că, pentru că altfel se poate întâmpla uneori să degenereze lucrurile în ceea ce nu ar trebui să degenereze. Acum, pe persoana cealaltă nu cunosc ce părere ar avea. Dumneavoastră, care a spus întrebarea, o cunoașteți foarte bine. Se poate întâmpla, Doamne ferește, ca acea persoană să aibă și probleme psihice. Și dacă se întâmplă să fie lucrul acesta, cu atât mai grav. Dacă este doar răutate, dacă este doar răzbunare, atunci lucrurile acestea se pot repara mai ușor. Dar dacă este și problemă psihică, atunci este foarte grav și destul de greu. Dar eu aș zice, dacă e multă vreme de când vă urmărește în forma aceasta vă acuză și foarte des sunteți acostată din punctul acesta de vedere și vă taie calea cu aspecte de genul acesta, altă soluție pentru a pune la punct situația și de a vă păstra cât mai departe de ea nu este decât să mergeți la poliție. Faceți o plângere, dați detalii vis-a-vis de aspectul acesta și să fie pusă la punct. Că altfel se poate întâmpla să degenereze în ceva ce nu-i regulă și apoi după aceea să vă acuze alții pe dumneavoastră. Dar de ce n-ați spus până acum? De ce n-ați zis până acum? De ce n-ați venit să ne spuneți? De ce n-ați făcut o plângere? Pentru că dacă era, rezolvam noi problema. Acum este prea târziu și cumva totul pici de vină pentru faptul că nu te-ai dus la timp sau chipurile ești acuzat că n-ai făcut ce trebuia ca și procedeu. Nu-i destul că ai suferit destul și nu-i suficient că ai suferit destul toate aceste lucruri ca presiune psihologică și sufletească, te mai acuză și ceilalți că, de fapt, ți se cuvine suferința aceasta pentru că asta trebuie dacă n-ai venit să-ți rezolvi problemele așa cum trebuie și din vreme, din timp. Da.
Foarte greu. Dacă e o problemă la mansardă, cu toată dragostea, e foarte greu. Că sunt persoane care au aceste afecțiuni și fac o fixație pentru tine. Adică și vrăjmașul acolo profită și alimentează și nu mai e mila lui Dumnezeu, nu mai salvează acum. Râda e dramatic. Eu știu că e foarte bună și mila lui Dumnezeu, dar sunt situații când acum așa, serios, din punctul acesta de vedere, trebuie luată poziție. Deci e foarte bună rugăciunea, dar sunt situații de genul acesta în care dacă persoana cealaltă, orică atât ai de răutăcioasă și răzbunătoare încât, deci nu are o problemă neapărat să zică suferă psihic, e bolnavă psihic, dar sufletul este atât de bolnav și de răutăcios încât caută cu orice preț să se răzbune, fără să se gândească la urmări, dar dacă este pe lângă aceasta ca răutate și boală psihică, cu atât mai grav și cu atât mai periculos. Și trebuie să vă păziți, să vă luați măsuri de siguranță ca să vă puteți, din punctul acesta de vedere, proteja. Da. Mare, mare atenție, mare grijă la oameni, că sunt multe neputințe. Ioana vă întreabă în felul următor: părinte, ce mă sfătuiți să citesc pentru liniștea mea sufletească și pentru nou început? Căsnicia mea scurtă, din păcate, s-a încheiat cu divorț. Două lucruri, aș zice, vis-a-vis de... de citit sau de rugăciunea pe care o ceresc ca și sfătuire. Ne aflăm acum în perioada Apostolului Crăciunului, a nașterii Domnului Iisus Hristos, a pruncului Iisus din Eslea Betleemului. Fiind o perioadă mai specială închinată Mântuitorului Iisus Hristos, v-aș sugera, dacă puteți și dacă vreți, să citiți cel puțin până la sărbătoarea nașterii pruncului Iisus, acatistul Domnului Iisus Hristos. Și al doilea lucru, pe lângă acatistul Domnului Iisus Hristos, când terminați acatistul, încercați să citiți sau să, dacă știți pe de rost, să ziceți de câteva ori Psalmul 50, măcar de 3 ori. Deci pe zi, odată acatistul Domnului Iisus Hristos și Psalmul 50. Altcineva vă întreabă: cum poți să treci peste ceea ce face un om care se crede zeu? Adică este foarte sigur pe el foarte... și cumva creează foarte multă tulburare. Prin indiferență. Știți, vis-a-vis de aspectul acesta, spune Sfânta Scriptură prin glasul Sfântului Apostol Petru, dacă nu greșesc, că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Îl lași cu mândria lui de zeu, pentru că dacă se consideră așa, foarte greu prin sfatul și cuvinte omenești se va coborî sau aproape imposibil să se coboare din statutul în care se află și în care se crede el, dar lucrurile se vor vedea în timp. Pentru că dacă este la mijloc patima mâniei, nu? Răspunsul Sfintei Scripturi, pentru asemenea oameni, Dumnezeu le este împotrivă, iar celor care se smeresc, acestora Dumnezeu le dă har. Toate la timpul lor. Nu-i judecați, ci pur și simplu încercați să evitați de a avea, știu eu, povești cu ei, de a te intersecta cu ei, cumva un gen de indiferență ziditoare și protectivă pentru tine vis-a-vis de persoana aceea. Și dacă vrei să-i faci un bine, deci în felul acesta te protejezi pe tine evitându-l și nefăcându-ți de lucru cu el dacă poți, cu persoana respectivă, că e bărbat sau femeie, dacă vrei să și ajuți situația, cere de la Dumnezeu milă și luminare de minte pentru sufletul acela. Și Dumnezeu va primi dragostea ta, zmerenia ta, răbdarea ta și poate îl va folosi și îl va trezi și pe el să se mai coboare de acolo, din înălțimea zeității care se crede. Da. Ionuț vă întreabă: părinte, cum scap de invidie? Care este secretul? Prin neinvidie. Cum să invidiez? Îți pui în minte, dar ce rost are să invidiez? Ce să invidiez la omul acela? Ce să invidiez pur și simplu? Nu mă gândesc la lucrul acela. Și atunci pur și simplu scoți elementul acesta al gândului, al cugetului, al simțirii pe care îl ai, al invidiei față de cineva. Pur și simplu, tot așa, printr-o indiferență totală. Și dacă simți că nu poți, cere lui Dumnezeu: Doamne, nu mă lăsa să fiu invidios. Tu ai zis în Sfânta Evanghelie: cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. În Evanghelia după Ioan. Ei, lucrul acesta îl fac. Tu ai zis să cer, să bat și să caut, eu exact aceasta fac.
Cer, caut și bat să mă ajut să nu mai fiu invidios. Punct. Bun. Mihai vă întreabă, tatăl meu a murit nespovedit. Ce să-i fac? Să-l pomeniți la rugăciune. Acum nu cred că a murit nespovedit niciodată. În viață poate tot s-a spovedit cândva. Poate nu s-a spovedit, să zic, în ultima vreme sau de la ultima spovedanie a trecut ceva timp până când am plecat dincolo în veșnicie. Pomeniți-l cu drag la rugăciuni și dacă a murit nespovedit, asta este, nu se mai poate din punctul acesta de vedere să se mai spovedească, pentru că spovedaniile se fac de către om atâta vreme cât trăiește, cât este viu, el trebuie să-și mărturisească înaintea lui Dumnezeu prin preot care este martor înaintea divinității a ceea ce aude la spovedanie și care desleagă, nu? Spune Mântuitorul Iisus Hristos, ceea ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer, ceea ce veți deslega pe pământ va fi deslegat și în cer. Ce poți să faci? Să ceri milă la Dumnezeu și iertare de păcatele, cât și cum va considera Dumnezeu că le va face în bunăvoința mila și iubirea lui de oameni pentru el. Și nu vă gândiți mult la aspectul acesta că vai de mine, este foarte grav, vai de mine că n-a fost bine. Pur și simplu este de domeniul trecutului, nu mai poți da timpul înapoi să mai faci ceva. Ci păstrați-vă gândul de speranță și nădejde în bunătatea lui Dumnezeu, pomenindu-l întotdeauna când aveți ocazia și posibilitatea să mergeți la biserică, la Sfânta Liturghie și la Parastas, să-l pomeniți, iar rugăciunile personale pe care le faceți, amintiți-vă de el și cereți lui Dumnezeu mântuire pentru sufletul său. Și tot Mihai vă întreabă, am des coșmaruri, ce să fac? Să le spovediți. Coșmarurile sunt de multe feluri, adică pot să fie tot tipul ca și conținut de coșmar. Ceea ce simțiți, ceea ce trăiți, ceea ce vi se arată și pe parcursul somnului sau parcursul nopții aveți ca și coșmar, când mergeți la spovedanie, mărturisiți preotului duhovnic. Spovediți-vă cât mai des, până când ele se vor împuțina, pentru că, în general, coșmarurile sunt un efect al lucrării celui rău și dat fiind în vileag, lucrarea lui, la un moment dat va ceda. Vine Harul lui Dumnezeu prin taina spovedaniei, prin Sfânta Împărtășanie, prin rugăciune și atunci se schimbă coșmarurile, se schimbă însă de liniște și de pace. Adică te umbrește Dumnezeu cu bunătatea și cu Harul lui și lucrurile negative, lucrurile demonice, lucrurile rele se risipesc. Bun. Cristian, foarte bine ridică mingea la filo. Să mai clarificăm un pic, poate nu s-a înțeles la toată lumea sau poate ați explicat după ce a adresat întrebarea, dar haideți să mai punctăm o dată. S-a explicat ce înseamnă exact să judeci, adică nu faptele, ci să dai sentințe, căci știu că faptele rele trebuie condamnate. În ce măsură sau cu ce abordare trebuie condamnate faptele rele sau ce context trebuie condamnate? Pe la modul general, faptele le constatăm clar, pentru că vă spuneam la început că în momentul în care se săvârșește ceva, faptele respective, situațiile respective, le vezi sau le auzi. Aceasta nu înseamnă că ai judecat. Constați ce se întâmplă. În momentul în care tu nu ești un for, că aici am făcut diferența între cele spirituale duhovnicești pe care le vedem și forul le numești de judecată, pentru că sunt și încălcări de lege care trebuie să fie trase la răspundere și judecate de cine? De judecători care nu în instituția lor de judecată vor judeca neregulile și faptele unor oameni care nu trăiesc după principiile și legile unei constituții, a unei țări. Dar pentru noi cei care poate nu avem această responsabilitate de a fi judecători și a da sentințe, în momentul în care vedem sau auzim fapte care nu sunt în regulă, noi atunci trebuie să ne canalizăm ca atitudine vis-a-vis de ele prin gândul cel bun. Te rogi pentru oamenii aceia să nu mai facă lucrurile acelea. Te rogi lui Dumnezeu să-și îndrepte viața, iar faptele, cuvintele, anomaliile săvârșite de ei să fie iertate de către Dumnezeu. Să se îndrepte lucrurile care nu sunt în regulă. Aceasta este atitudinea corectă față de situațiile care nu sunt în regulă. Deci, cum am zis, faptul că vezi și auzi anumite lucruri este o constatare, nu este judecată. În momentul în care preiei informația respectivă auzită și știu eu
tabloul acela imaginar pe care l-ai văzut și îl duci mai departe și îți dai tu cu părerea și vorbești de rău pe omul respectiv pe care l-ai văzut sau ai auzit că a făcut lucrul acela și duci mai departe vorba fără să fii tu forul de judecată în a îndrepta lucrul respectiv, deja ai intrat pe făgașul judecății și mai târziu, cum ziceam mai înainte, a osândirii. Dai tu verdicte pentru el. Ajunge răului, sau cum zice Mântuitorul Iisus Hristos, ajunge zile de astăzi răutatea ei. Știți, las-o acolo câtă e, nu mai scormoni. Că vedeți un lucru, dacă îl scormonești, iese miros urât. Dacă nu, se formează pentru, știu eu, lucrul acela urât și rău mirositor, o crustă, se cicatrizează. Dar dacă tu tot scociorești acolo, îl duci mai departe și muți acel rău, acel lucru negativ și în alt suflet, în altă conștiință. Și acela va prelua informația ta. Așa cum mi-ai arătat-o tu, așa cum mi-ai povestit-o tu, el și-o creează dacă n-a văzut-o și el ca un tablou imaginar, ca un scenariu, și răul acela se perpetuează. Și el la rândul lui, dacă nu va fi un om duhovnicesc să oprească acolo punct, odată cu informația primită de către el, să se încheie acel capitol, dacă va fi un om și el a plecat spre a judeca și a comenta și a fi așa ispititor, duce mai departe la altul. Și atunci răul se duce mai departe. Curge dintr-un suflet în altul, este promovat, se dezvoltă și, până la urmă, aceasta așteaptă lucrarea celui rău. Mai ales atunci când e vorba de o minciună, o calumnie. Când spui o minciună despre o persoană sau informație care tu nu oprești și tu de undeva, nu o verifici, nu ești sigur că e 100% reală și o dai mai departe și creezi această imagine falsă asupra cuiva. Este teribil. Deci este absolut. Știți ce e interesant? Vedeți, ajunge la un moment dat, cumva, nu știu, e o încercare așa de a desface firul nu în patru, ci în zeci, în sute, în mii vis-a-vis exact. De lucrul acesta. Adică, nu știu, nu ar trebui, cred că, să se pună atât de insistent, cumva, filozofând sau încercând să vorbim atât de mult despre aspectul acesta. Adică e foarte clar, când ești un om căutător de bine, pe pur și simplu, natural, ființial, sufletește, mental, trăitor, nu te preocupă, pur și simplu, nu te interesează faptele rele ale celorlalți. În momentul în care le vezi, nu le vezi. Nu spunea, făcând așa o paranteză vis-a-vis de aspectul acesta, Patericul Egiptean despre Sfântul Macarie Egipteanul. Spunea o expresie că era ca un Dumnezeu pământesc. Și să și explică de ce era numit așa. Pentru că trăia în mănăstire unde erau foarte mulți monahi acolo și, bineînțeles, nu toți erau foarte duhovnicești. Mai apăreau și acolo ispite și încercări, care erau vizibile uneori, poate și faptic, și ca și gest, și ca vorbă. Și de ce era numit Dumnezeu pământesc? Și să-i explică mai departe. Pentru că vedea și nu vedea, auzea și nu auzea. Adică era conștient de toate lucrurile acestea, dar nu îl preocupa, adică nu judeca pe nimeni. Da, trecea, cum să zice, între pe ureche și între pe alta. Vedea un lucru și pur și simplu privea prin el, nu-l interesa. În secunda, doi, și uita de lucrul acesta. Deci nu avea preocuparea aceasta să mestece, să cugete, să analizeze, să desfacă firul nu știu câte, situația aceea, să o dezvolte și să o explice, să ceară cumva lămuriri și de la alții. Adică nu stai acolo când nu ai dispoziția aceasta de a judeca și lucrurile pe care le vezi și nu sunt în regulă, nu le mai consideri cumva cu ochiul acesta, nu te canalizezi, nu te duci în zona aceea a judecății, a bârfei, a vorbirii de rău, a osândirii, a preocupării, a iscodirii cumva. În momentul în care, din punctul acesta de vedere, lucrurile ți-s foarte clare, că orice om poate să aibă neputințe și să greșească, ai văzut că a făcut un lucru rău, în secunda a doi ce ai făcut? Sau ce faci, sau ce trebuie să faci ca atitudine față de fapta lui, de contextul în care a făcut-o, de situația în care se află, pur și simplu te rogi. Punct. Nu duci mai departe anomalia aceea și viermele acelea al răutății și fapta aceea în neregulă sau acțiunea aceea în neregulă. Te rogi pentru ea și mergi mai departe. Îți vezi de viața ta și de păcatele tale. Știți? Nu te mai chinuie preocuparea aceasta, pentru că exact aici și mi-am adus aminte de tema pe care ați propus-o, judecarea aproapelui și cumva iadul acesta lăuntrii. Pe tocmai aceasta este suferința. Iadul acesta lăuntrii ca o traumă, ca o boală, care în momentul în care o lasă să se dezvolte,
foarte greu, nu prea este medicament, dacă tot îl dezvolți. Medicamentul ăsta să ceri ajutorul lui Dumnezeu și să nu te mai preocupe, pur și simplu. Indiferență totală. Punct. Da, așa este. Maria mai departe vă întreabă felul următor. Părinte, mă agită, irită și tulbură o persoană doar cât o văd. Fi nevoită să vă împreajmă ce mi se întâmplă și cum să trec peste ca să-mi liniștesc sufletul. Să nu treceți peste, să treceți prin ea. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să mergi, să zic, faci o călătorie. Mergi pe un trotuar, mergi pe o autostradă, mergi printr-o livadă, mergi printr-un câmp, știu eu, în anumite situații și vezi lucruri, dar nu le vezi. Pur și simplu vezi așa cum fac prin ele, ca și cum ai primit prin gol. Păi dacă e o persoană cu care toată ziua te intersectezi, n-ai cum să te uiți. Ce? Te uiți în tavan? Te uiți în dreapta? Te uiți în stânga? Cumva eviți cumva să-ți intersectezi privirea cu ea? Eviți cumva să te întâlnești pur și simplu dacă situația de așa natură că te intersectezi pur și simplu. Încearcă să privești cumva prin persoana respectivă, fără neapărat să-ți ațintești privirea, localizând cumva ochii, înfățișarea sau gesturile respective. Vezi cu multă bunătate cumva prin ființa ei, să devină pentru tine ca o sticlă, ca un geam, nu cu răutate, ci tocmai pentru a putea cumva să anulezi cumva complexul acesta sufletesc pe care îl ai în momentul în care te intersectezi cu ea. Poate s-ar fi mai ușor dacă n-ai vedea o zi, sau dacă ai vedea poate la o jumătate de an, un an, ți-ai cerut iertare, Doamne ajută și punct. Nu mai ai situația în care să-ți toți reactualizezi și înnoiești starea aceasta că nu e regulă. Și atunci n-ai altă soluție. Pentru că e cumva neplăcut așa să trăiești într-o comunitate în care te intersectezi, dar să nu poți suferi și să vadă și ea că tot timpul îi viți privirea, că te uiți într-o parte, te uiți în alta, adică se promovează și se... De fapt, se întreține starea aceasta care nu e regulă și tensiunea aceasta, neînțelegerea aceasta, răutatea aceasta, ura aceasta. Ci învață să privești cumva așa prin ea. Și poate privind ca prin sticlă, descoperi și ceva bun în ea. Poate în lumina aceea sau în vederea aceea, e ca o rază a soarelui care pătrunde prin sticlă și poate, cine știe ce se va întâmpla și starea ta se va schimba. Și schimbându-ți-se starea ta, vis-a-vis de faptul că o voi privi și ea poate se va mira că te va uita la ea și ce? Fii atent care putere să-și intersecteze privirea cu mine, că să uită la mine și care e problema? Atunci poate în sufletul ei va simți că ai iertat-o, că nu mai ai nimic cu ea, că pur și simplu nu-ți mai este jenă, nu-ți mai este rușine, nu-ți mai este teamă, nu mai ai complexul de a o privi și atunci sufletul ei se va destinde, se va relaxa. Și poate situația se va schimba din tensiune, din știu eu, complex sufletesc, din suferință, să se așeze lucrurile pe un făgaș frumos, liniștit și pașnic. Da. La fel, următoarea întrebare compusă din trei comentarii, trec repede prin ele. Alvin spune că are o următoare situație, are un om sărac pe care mai ajută, care este de o anumită etnie, el îmi spune de două ori pe o lună să-l ajut cu diverse cumpărături, mâncare, haine, cărcat cartela. Problema este că, deși în final îl ajut cu problema pe care o are, înainte mă mâini tare pe el și în capul meu ajung la niște scenarii oribile. Cum să fac să fie milostenia făcută, primită la Dumnezeu și să nu mai gândesc răul despre aproapele meu? În Sfânta Scriptură se spune, prin glasul Mântuitorului Iisus Hristos așa, fiți milostivi precum Tatăl meu cel ceresc milostiv este. Dar nu se spune cât să dai. Deci ca să păstrezi conștiința cumva curată și pașnică că ai ajutat în momentul în care ți s-a cerut, dai cât îți spune inima. Dar de acolo încolo nu te mai gândi, adică nu-ți face complexe, vai, am dat prea mult. Oare de ce am dat atât? Pe atunci, de la bun început, fă-ți calculul în așa fel încât să nu-ți pară rău cât ai dat. Iar după aceea, din punctul acesta de vedere, să nu mai ai complexul cumva și gândul că n-a fost în regulă că i-ai dat mult sau că de ce i-am dat? Păi i-ai dat pentru că ai conștiința unui creștin care trebuie să dai, iar în momentul în care apare cumva ispita aceasta să-l mustri, să-l jignești, că-ți cere și una și alta,
nu ești dator, trebuie să știți lucrul acesta, că nu ești obligat să-i dai cât îți cere el. Iar dacă el este nemulțumit de cât îi dai și nu numai cât îi dai, câte din cele pe care ți le-a cerut i-ai dat, că poate nu îi le poți da pe toate, și el te blamează, te jignește, te înjură, te drăcuiește și cumva să reproșează că nu le-ai ajutat cât trebuie, de acolo acolo tu nu mai ești responsabil, adică nu sunt păcatele tale, sunt păcatele lui. Dar când sunt situații de genul acesta și cel la care ai făcut milostenie, hai să zic așa pe șleau, este un nesimțit până la urmă, că dacă tu îl ajuți și el după aceea te ocărăște, ce ai putea să zici vis-a-vis de el, nu? E un om până la urmă care nu-i în regulă, adică omul trebuie să fie mulțumit cu cât primește. Așa este un adevărat, până la urmă, sărac care este după Dumnezeu. Atunci, pe un om de forma aceasta pe care l-a ajutat, dacă are în urma ajutorului se comportă urât și nefiresc cu tine, pe omul acela trebuie, eu așa și zice, să îl eviți. L-ai ajutat odată, l-ai ajutat de două ori, vezi că nu-i mulțumit niciodată, ba mai mult îți și reproșează și îți aduce injurii și vorbe necuvenite, dă-i pace. Îți cere, taci pur și simplu. I-ai dat pentru conștiința ta cândva ce ai vrut și cât ai vrut și de acolo încolo nu-ți mai faci de lucru cu el. Cauți persoane care chiar merită și trebuie să fie ajutate. Bun, Silvia are următoarea situație care cu siguranță se confruntă multă lume. Atunci când povestești o durere provocată de cineva, cum să înțeleg? Eliberarea de acea sufocare care te apasă la suflet. Este, nu, eliberarea de acea sufocare care te apasă la suflet sau este bârfă? Nu cred. Adică faptul bârfă. Că te plângi că ți-a făcut cineva ceva rău. Nu cred că e bârfă, pentru că uneori, vedeți, noi oamenii, datorită unor situații de viață pe care le avem, poate la serviciu, poate, știu eu, în comunitatea din care face parte, uneori poate chiar și din situații de familie, de neamuri, de prieteni, de vecini, apar anumite situații complicate, anumite tensiuni, care cumva încarcă sufletul omenesc și devine situația respectivă, contextele respective foarte apăsătoare, devine împovărătoare pentru sufletul omenesc și omul simte că nu mai poate duce, trebuie să spuie cuiva. Acum, bine este când situațiile de genul acesta pot fi împărtășite preotului duhovnic, adică spuse la spovedanie, considerându-le așa ca o povară și o greutate sufletească, dar uneori sunt situații care nu necesită neapărat să fie împărtășite și povestite tot arealul și tot romanul acela cu lucruri amănunte la duhovnic, poate că nici nu este poate timp, ci spui elementele de păcat la mărturisire, la spovedanie, vis-a-vis de contextul acela, dar poate ai o persoană care te înțelege, care răbdare să te ascultă și la care poți să-ți deschizi, inima. Și asta poate așa să zic un exemplu, să zic așa, real, simplu. Ești la serviciu și sunt anumite neplăceri, vii acasă foarte încărcat sufletește ca soț și îi spui soției, cumva dacă ea îți poate purta, știu, povestea respectivă, situația, încărcătura aceea negativă pe care ai purtat-o și simți cumva că te eliberezi, te odihnești, foarte bine. Lucrul acesta se poate întâmpla să vină soția, nu ca și exemplu. Și atunci cumva se eliberează ea, povestindu-ți ție ca soț. Și lucrul acesta poate varia, poate să fie din partea copiilor către părinți, din partea, știu eu, nepoților către bunici sau a prietenilor. Nu cred că e un lucru rău, ci e o aerisire a sufletului cumva, o cumva detensionare a stării pe care o ai și pe care simți că nu mai poți purta. Și atunci decât să răbufnești și poate de multe ori cumva psihic să clachezi pentru că nu mai poți duce, atunci o împărtășești cu cineva drag la care poți să-ți deschizi sufletul, dar nu oricui. Aici, atenție mare, nu oricui. Trebuie să fie cu adevărat persoana care ai încredere, care prezintă credibilitate și în care sufletul tău se poate deschide cu toată inima și simți că te primește, te înțelege și te poate și ajuta cu ceva. Nu cred că este bârfă, ci uneori cred că este nevoie de așa ceva și este benefic. Bun, Roxana vă întreabă cum putem să ne dăm seama dacă suntem mândri? Păi faptele noastre vor fi cele care ne vor dovedi că suntem mândri. Tendința aceasta întotdeauna de a scoate în evidență lucruri care sunt mai presus de noi.
Adică vrem să părem mai special decât suntem, mai harnici decât suntem, mai deștepți decât suntem, mai înțelepți decât suntem, mai virtuoși decât suntem. Este un fel de irealitate cumva a ceea ce suntem noi ca realitate, comparativ cu ceea ce ne dorim să postăm, să pozăm în fața celorlalți. Vrem să apărăm într-un anumit fel. Și acestea sunt niște gesturi, niște fapte care cumva scot în evidență mândria din noi. Ba mai mult, avem și conștiința aceasta, știți, lăsate de Dumnezeu. Și apoi, vai, vai, când numai un gest, o mișcare, o privire, o vorbă se canalizează cu tentă de mândrie, conștiința și spune, nu, acum ai zis-o, acum ai făcut, acum ai comis-o, știți, din mândrie. Conștiința va glăsui în tine dacă ai făcut cu tenta aceasta în viața ta lucrurile cumva spre mândrie și din mândrie. Ne apropiem de final, mai sunt câteva întrebări. Crina spune în felul următor: dacă am intervenit până la anunța poliția că nașă, finul tulbură liniștea familiei, consum alcool, este violent. Mă simt vinovată, dar nu se poate trăi așa. Ce să fac? Trebuie să vă simțiți vinovată. De ce să vă simțiți vinovată? Adică anumite nereguli care te privesc pe tine direct și tulbură liniștea și viața pașnică pe care este firesc și normal să o trăiești. Apoi nu contează cine este acela care până la urmă intră cu bocanci în viața ta. Te stresează, te tulbură. Adică, până la urmă, legal, nu? Constituțiile sunt obligate să aibă legi care creează, până la urmă, liniște și pace, armonie. Îngrădesc cumva, știu eu, neregulile sau abuzurile din partea altora asupra ta. Deci trebuie Constituția și legea să-și facă datoria ca tu să trăiești într-un climat firesc și normal. Să te poți bucura de familia ta, să te bucuri de viața ta. Și nu contează cine este acela care te tulbură, acela trebuie pus la punct. Și de aceea sunt instituții care trebuie să-și facă datoria. Nu și-o fac, te duci și insiști. Că până la urmă așa și trebuie să fie. Să fie treziți, să fie responsabilizați, să-și facă treaba până la capăt. Să fii protejată și să poți trăi o viață normală și firească. Să te bucuri de anii și viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o pe pământ. Așa cum îți dorești, așa cum vrei. Elena vă întreabă, ce facem atunci când ne rușinăm în fața duhovnicului să spovedim păcatele rușinoase? Da. Acum, eu din postura de duhovnic zic, niciodată nu judec sau cumva nu am atitudine cumva așa de mirare că vine cineva și mi-ar spune anumite, știu eu, păcate mai grele, mai grave. Lucru pe care oamenii, atunci când le săvârșesc și este nevoie să le mărturisească, poate în starea lor le trăiesc. Dar este o realitate. Duhovnicii niciodată nu o să te judece sau nu o să aibă o atitudine de mirare cumva, ci pur și simplu ascultă ca martor înaintea Dumnezeu păcatele pe care oamenii le mărturisesc. Dar dacă este acest complex de rușine și această stare din punctul acesta de vedere și cumva ai o reținere mare, îți este jenă, îți este teamă, îți este rușine să mărturisești, atunci aș da un sfat ca să scapi de complexul acesta, scrii păcatele pe o hârtie și începi cu cele mari. Dă-ți curaj, este ca și cum îți dai greața, știi? Vrei să faci baie, te duci la marginea râului, bagi un deget, știți, după aceea afunzi mâna să vezi. Te-ai arunca, nu te-ai arunca, ai intrat în apă, n-ai intrat. Dar în momentul în care dintr-o dată te-ai aruncat, vezi că de fapt nu e atât de gravă situația. Ai intrat acolo și gata. Cumva temperatura apei, intrând în tangență cu corpul tău, imediat este asimilată și în câteva secunde ți se pare foarte normal și foarte firesc și ceva și te bucuri de faptul că faci o baie în râu sau în apa respectivă. Așa și aici. Scrie pe o hârtiuță păcatele, dă-ți curajul, stimulează-te pe tine o singură dată și de acolo scapi de complexul acesta. O singură dată și începi cu cel mai mare păcat pe care l-ai. Nu lăsa la urmă, pentru că dacă nu le scrii pe hârtie și începi cu cele mici, tot dai târcoale așa, cum se zice, pe lângă casa nenașului. Știi, eviți. Ba, tot așa, pălăvrăgești pe acolo, eviți, filozofezi, te tot învârți, dar duhovnicul te simte.
Te simți că ai ceva de spus, numai nu mai ai curajul și trece timpul și îl plictisești. La urmă, tot palavra agenda și cu lucruri de nimic și ce e mai esențial, lași la urmă și poate la final îți dai seama că mă totuși am spus multe, uite, am stat atât de mult la spovedit și apare o reținere așa acum după ce le-am zis pe cele mici, acum noi mai zice-o și pe asta, că mă fac de minune. Și spunând-o printre ultimele, mă ridica de aici rușinat și îi face o impresie proastă. Și mai este un aspect aici, acum să nu fie ca o, știu eu, jignire sau cumva să fie supărăcios ceea ce spun. Până la urmă, tot din mândrie cumva, din aspectul mândriei, ne rușinăm poate să nu spunem. Avem poate o impresie bună despre noi și când vine momentul spovedaniei, îți dai seama, Doamne, dar chiar atât de păcătos sau păcătoasă sunt, chiar atât de multe păcate am, chiar atât de mari mis greșelile, oare cum se poate? Eu care, adică aștept de la mine să fiu altfel, să am o impresie bună sau ceilalți să aibă o impresie bună despre mine sau nu vreau cumva să dezamăgesc impresia bună a duhovnicului pe care am eu ideea care avea-o el despre mine și atunci din punctul acesta de vedere apare rușinea ca să nu-și facă o părere rea. Nu, dă-ți greața, dă-ți curajul, scrii pe o hârtiuță toate păcatele, începând cu cele mai mari. Cel mai mare care îl consideri în conștiința ta, că este, îl scrii primul. Și când ți-ai dat greața, să vedeți ce frumos, după aceea îți recâștigi pacea și liniștea lăuntrică, că cele deci te eliberezi, spun și simplu. Dai șarpele acela cel mai mare afară prima dată și apoi după el ies și ceilalți mai mici. Și te ridici de acolo ca un fulg. Și apoi după aceea va fi mult mai ușor și simplu la următoarele spovedanii să faci la fel, iar efectul va fi la fel, adică bucurie, pace și liniște în suflet și în conștiință. Da. Două întrebări mai sunt. La prima, dacă mai simțiți nevoia să adăugați ceva, mare parte ați răspuns în prima parte, dar vreau să insistăm pe aspectul ăsta. Am citit că după fiecare judecată aproape lui, omul este ispitit. Cum ne putem lupta cu acest păcat devenit deja patimă și care acționează subtil? Vreau să discutăm un pic despre aspectul ăsta, parcă am găsit și eu la Sfinții Părinți, nu mai știu, prin Pateric, faptul că cu ce păcat judeci la aproapele tău, cu ispitele legate de păcatul ăla vei fi ispitit și tu în viitorul apropiat, adică cumva atrage asupra ta. Ori Sfântul Ioan Scărarul în Scara Raiului, ori Sfântul Isaac Sirul, deci ori în filocalia 9, ori în filocalia 10, se vorbește despre lucrul acesta. În ceea ce judeci pe cineva, cu siguranță, cel puțin în păcatul în care l-ai judecat pe aproapele tău, vei cădea și tu, dacă nu, chiar mai mare și mai grav. Acum, este clar că nu zice nimeni că e foarte, foarte simplu și foarte ușor, dar aceasta trebuie să fie, până la urmă, preocuparea noastră. Este, până la urmă, un efort, o nevoință, că voința poate este să faci răul, să judeci, să te canalizezi pe latura aceasta negativă. De aia zice nevoință, presupunând că voința noastră este pervertită, este rea. Și atunci nu voiești lucrul acela și te nevoiești ca să te canalizezi pe latura pozitivă. Și trebuie să fie o trezvie, o lucrare a trezviei tale, să-ți fie cumva întinse antenele tale sufletești și atenția minții, că atunci când percepi un lucru, contextul de situație în care imediat vezi că te-ai canalizat spre a judeca, spre a bârfi, în momentul în care îți dai seama, pentru că atâta vreme cât nu îți dai seama, păi dacă nu îți dai seama, n-ai cum să îți dai seama. Dar în momentul în care ți-ai dat seama, ăla e momentul, punctul de pornire, ți s-a prins beculețul. Ăla e momentul sclipitor în care dându-ți de seama, ți se oferă, ți se întinde mâna, ți se dă șansa să te oprești. Ăla e momentul tău, punctul în care te-a luminat Dumnezeu, chiar dacă tu ai pornit pe fașul judecății și răului, fără să-ți dai seama că întrebarea așa era, deja e patimă și se poate întâmpla pe traseu deja să pășești pentru o anumită zonă fără să conștientizezi, fără să-ți dai seama, pur și simplu, mintea ta nu raționează, n-are această sclipire, această lumină. Dar vine și momentul acela când îți dai seama. La momentul acela când îți dai seama, apare responsabilitatea ta. Din acel moment ești mai vinovat, în momentul în care ți-ai dat seama că nu face bine, ești mult mai vinovat pentru faptul că continui să judici. Gândul bun
ți l-a adus Îngerul Păzitor, ți l-a dat Dumnezeu. Din acel moment trebuie să intre în lucrare voința ta bună, prin liberul arbitru, cumva să te nevoiești, să lupți în a schimba traseul, din rău în bun, din a judeca în a compătimi, din a gândi rău în a gândi bine. Și acolo ține de fapt efortul tău, care este din partea lui Dumnezeu după aceea încununat, răsplătit de Dumnezeu. Dar repet, nu-ți dai seama, n-ai ce să faci, pentru că pur și simplu nu-ți dai seama. Păi dacă nu-ți dai seama, cum să-ți dai seama, nu? Dar vine momentul acela, nu se poate să nu vină. Poate să vină după 10 secunde, poate veni după un minut, poate veni după o zi, poate veni, să nu zi mai mult, că vine și în momentul acela. Dar hai să zicem până la absurd, și după o săptămână te trezești, bă, dar ce fac aici, pe ce m-am canalizat? Ce-i cu mine? Ce m-a apucat pe mine să judec și să bârfesc, să clevetesc eu, să duc informații vis-a-vis de nu știu cine sau de nu știu ce situații și contexte de lucruri? Acela e momentul tău a venirii în sine. Nu, și fiul risipitor s-a dus într-o țară îndepărtată, nu făcea binele, clar că nu făcea, dar nu avea gândul acesta că nu-i în regulă. Până când, nu zice, și-a venit în sine, i s-a prins beculețul, a fost luminat. Ei, câți argați ai tatălui meu sunt săturați de pâine în gospodăria tatălui meu, în casa mea, și eu pier aici, mor aici de foame. Și a venit în sine și zice, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Dar a trecut ceva vreme până când a fost trezit gândul lui cel bun din conștiința lui. Așa și aici. Acela este momentul tău al lucrării divine pe care divinitatea, bunul Dumnezeu, ți-l aduce. Te-o deșteptat și atunci, treaz fiind, ești deja de acolo încolo responsabil. Ce faci cu gândul bun să înțelegi că nu e regulă? Îl pui în practică, te întorci de la rău la bine sau îți continui lucrarea? Dacă din punctul acesta de vedere îți vei reveni și te canalizezi pe bine, spre bine vei fi încununat. Frumusețea oamenilor care se nevoiesc și sunt împodobiți cu virtuți în lupta lor. Sunt ca niște ostași care în războiul acesta duhovnicesc nu mai sunt răniți. Dar important este că la sfârșitul războiului încă sunt în viață. Nu i-a ucis vrăjmașul. Chiar dacă au multe răni, bunul Dumnezeu le va curăța, le va unge cu un de lemn și vin, le va tămădui rănile și în veșnicie, vindecându-i, îi va ferici și bucura, pentru că au dus acest război, s-au luptat să nu fie răpuși și biruiți de vrășmașul ucigător de suflete care este diavolul. Bun, și ultima întrebare, Cristina vă întreabă în felul următor. Părinte, cum să fac să schimb subiectul cu o prietenă care îmi povestește mereu când vorbim despre alții sau ce e mai rău la televizor? Spune foarte că ar vrea să îndrepte, dar... Da, foarte bine și foarte frumos a spus întrebarea. Pur și simplu faceți. Nu neapărat cum. Aduceți în discuție altă vorbă. E foarte simplu. Și mie mi s-a întâmplat lucrul acesta de multe ori. Tuturor oamenilor pe pământ se întâmplă de multe ori. Fiind în abordare. Pur și simplu aduci în discuție altceva. Uite ce frumos e soarele afară, uite ce ghiveci de flori frumos în curtea nu știu cui, sau uite-te, știu eu, ce frumos arată clădirea aceea, nu știu ce s-a întâmplat minunat ieri la biserică, uite, săptămâna viitoare vreau să mă duc într-un pelerinaj, uite ce am de gând să fac și o mulțime de exemple. Ce-ți trece prin cap frumos, pozitiv și folositor? Pur și simplu deviez așa, firesc, dialogul de la rău, de la bârfă și de la judecată spre ceva pozitiv și ziditor. Și dacă iară se îndreaptă spre așa ceva, iar îl îndrepți spre bine. Deci dacă ai preocuparea aceasta, va fi o chestie naturală, un lucru firesc și îl vei face în așa fel încât nici nu va bănui cealaltă că tu de fapt ai deviat povestea și de fapt că nu-ți convine. Și obișnuindu-te cu lucrul acesta, o vei obișnui și pe ea. Nu, zic părinții bisericești că obișnuința este a doua fire. Pentru ea, acum nefirescul a devenit firesc. Adică neregula și lucrul negativ și rău a devenit pentru ea obișnuință. Este firescul, ea se hrănește.
Aceasta este viața ei, gândirea ei, simțământul ei, trăirea ei. Și nu trebuie să o judecăm pentru aceasta. Nu, spune Sfânta Scriptură, prin glasul Sfântului Mare Apostol Pavel, primiți-l pe cel slab în credință, fără să îi judecați gândurile. Auziți? Fabulos textul îndemnul. Primiți-l pe cel slab în credință, fără să îi judecați gândurile. Pe când îl primești. Asta înseamnă că atunci când îl primești, tu de fapt îl primești învățându-l. Adică tocmai de aceea l-ai primit ca să-l înveți, pentru că el nu știe, el nu poate, nu cunoaște, nu simte încă viața duhovnicească și îl primește așa cum îi, fără să-l cataloghezi. Nu e regulă. Cum de nu gândește așa? Cum de nu simte așa? Cum de nu vorbește așa? Cum de nu știe așa? Cum de nu face așa? Nu, pur și simplu, îi arăți tu, îi dai de lucru tu o lucrare pozitivă, optimistă, duhovnicească, în regulă, care de fapt cumva îi va schimba gândurile rele, gândurile negative și slaba lui credință în gânduri pozitive bune și îi va mări credința. Îi va spori credința prin ceea ce îi oferi tu primindu-l. Pentru că dacă nu-l primești, el rămâne tot slab în credință, iar dacă îl primești judecându-l, comentându-i cum e el, osândindu-i că încă nu e în regulă, nu l-ai folosit cu nimic nici pe el și, bineînțeles, că nu te-ai folosit nici pe tine. Nu l-ai ajutat pe el și nu te-ai folosit nici tu, ci din contră te-ai păgubit. Și atunci primește-l cum este și arată calea cea bună, promovează lucruri bune, deschide discuții și dialoguri care sunt folositoare, pozitive, ziditoare. Și atunci pur și simplu și el evoluează, îl trage după tine prin ceea ce tu de fapt ești, pentru că îi dai ceea ce ai. Știți? Și atunci el ce are rău pierde, zic acum în ghilimele, dar e un lucru pozitiv, adică pierde răul și va fi câștigat, va fi zidit în bine, va fi folosit în bine și va fi atras spre lucrarea lui Dumnezeu. Da, foarte frumos. Mulțumim din suflet, Părinte, pentru această nouă, minunată emisiune. Înainte să ne dați un ultim îndemn duhovnicesc pentru această seară, dați-vă să le mulțumesc tuturor pentru că au fost alături de noi și în această seară. Mulțumim pentru toate întrebările, pentru toate mesajele, încurajările, aprecierile. Suntem profund recunoscători și vă mulțumim din suflet. Chiar dacă pare așa mecanic, repet în fiecare seară, să știți că de fiecare dată suntem și eu și Grațiela, desigur și părinți invitați, profund recunoscători față de voi că aveți această râvnă și curiozitate și dorință de a învăța lucruri noi și de a pune întrebări, de a afla răspunsuri și răbdarea aceasta ca câte o picătură, o picătură azi, o picătură mâine, încet, încet să acumulați acolo învățători despre această minunată ortodoxie pe care încercăm să trăim cu toții. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like, să distribuiți acest live acolo unde știți că sunt oameni la fel interesați de discuții duhovnicești. În descriere vă reamintesc că găsiți modalitățile prin care puteți susține activitatea filantropică a Părintelui Chiril și vă încurajez să vă uitați acolo, este un link către un clip în care Părintele explică despre ce este vorba. Mai jos, desigur, găsiți și toate modalitățile prin care ne puteți susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube. Țineți aproape, mâine seară, cu ajutorul Dumnezeu, ne vedem cu Părintele Arsenie de la Muntele Rece. Așadar, vă mulțumim. Părinte, vă rugăm un ultim îndemn duhovnicesc pentru această seară. Da, în primul rând, țin să vă mulțumesc pentru invitație. Da. Dumnezeu să vă răsplătească osteneala pe care o faceți, că în fiecare seară vă faceți timp cu mult drag și multă râvnă pentru emisiuni. Să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și Doamne Grațiela și la Maria cea cu minte și frumoasă și tuturor celor care ne urmăresc să le răsplătească Dumnezeu osteneala și nădăjduie să le fie de folos, să-și găsească prin ceea ce părinții care conferențează împreună cu dumneavoastră și cu care dezbateți, iată, anumite teme duhovnicești, să fie folositoare și să-și găsească răspunsuri și soluții pentru a trăi frumos pe calea lui Dumnezeu în viața lor. Să se dea Dumnezeu sănătate tuturor, să dea Dumnezeu un post binecuvântat și spor în cele ale lui Dumnezeu, în cele duhovnicești, în cele bune.
Mulțumim din suflet și un ultim îndemn duhovnicesc pentru această seară, ca să rămână oamenii cu... Da, un îndemn duhovnicesc. Să dea Dumnezeu să puteți adormi din rugăciune, adică rugându-vă, și să dea Dumnezeu să lipsească gândurile de judecată. De să fie doar cele sfinte și gândul la Dumnezeu, meditând la cele sfinte și rugându-vă lui Dumnezeu, iar celelalte să fie uitate și lăsate deoparte, adică cele rele. Să dea Dumnezeu toate cele bune tuturor. Mulțumim din suflet, seară dreaptă, noapte liniștită tuturor. Numai bine, Doamne ajută!